luați transcripturile cu interceptările, aveați posibilitatea să faceți acest lucru, pentru că au fost nenumărate cazuri care s-au dovedit a fi scoase din context, tăiate bucăți care să pară altceva decât erau. De exemplu, pe evaziune și pe spălare de bani, dacă primeam o informație referitoare la acest aspect, automat te duceai pe conturile bancare și urmăreai, solicitai judecătorului să-ți dea posibilitatea să verifici conturile respective și, pe urmă, mergeai la bancă și banca spunea la dispoziție toate rulajele bancare și atunci îți dădeai seama dacă ofițerul, dacă informația e reală sau nu. În schimb, la momentul când redactau procesele verbale de redare a înregistrărilor telefonice sau în mediu ambiental, era aproape imposibil. Pentru că știți ce se întâmplă? Sunt foarte puține cazuri în care un procuror lucrează cu polițistul zi de zi. Tocmai că de asta și eu aș vrea ca poliția judiciară să fie dată la parchete, să nu mai fie la poliție. Pentru că ei stau într-o clădire, domnul Florea știe, la Inspectoratul Județean, procurorul stă în altă clădire, pe altă stradă, este foarte greu să lucreze. Păi, în loc să vi se dea poliția, să spunem, într-o cooperare directă zilnică, vi s-au dat ofițerii de serie. Asta nu, e ciudățenia la momentul respectiv, eu vă spun, la momentul respectiv, poliția nici măcar nu avea dotarea tehnică foarte avansată, așa cum avea Serviciul Român de Informații, și nici nu avea oameni foarte, cel puțin la asta de... Deci, domnul Negulescu, pentru mine e formidabil momentul ăsta și vă spun de ce. E formidabil. Un procuror din România noastră a lucrat clar, bine și a avut o întreagă activitate de câțiva ani cu ofițeri de serii și nu cu cei de poliție. În sensul că ne furnizau date și informații și al doilea lucru era faptul că redactau procesele verbale de redare a înregistrărilor. Eu nu aveam cum ca procuror să stau să ascult șapte ore de interceptări. Sunt de acord cu dumneavoastră. Imediat, domnule Durghiu, dar am niște întrebări pe care vreau să le amintesc. Pentru că tot aici, la noi, în emisiune, ați povestit că la un moment dat ați fost chemat la sediul SRI pentru dosarul lui Coil. Da? Vi se pare firesc acest lucru? Mai devreme ne spuneați nouă în pauza de publicitate că niciodată în ofițer serii nu a stat lângă dumneavoastră atunci când făceați actul de acte de urmărire. Acte de urmărire, da? Acte procedurale. Dar dumneavoastră vi se pare firesc ca și procuror să fiți chemat la SRI, la sediul SRI și să fiți luat la întrebări despre o cercetare pe care o făceați? Exista în baza protocolului, dar o cooperare atunci. Sunt lucruri. Nu, o cooperare în sensul că îmi furnizau date și informații. Control și raportare. Dar nu s-au implicat în mod direct. Păi da, dar dumneavoastră mi-ați povestit nouă în emisiune că v-au chemat atunci, în urma unui telefon dat de la București, de fostul procuror general, apropiat de domnul Ponta, ca să vă ceară socoteală despre investigația, despre faptul că ați pus sechestru acela uriaș pe Lukoil, da? Atunci nu am fost chemat în sediu... Nu, dar eu vă întreb de principiu. Dar nu se pare firesc să se întâmple acest lucru, ca procurorul să fie chemat în sediul SRI să-i se ceară socoteală pentru niște demersuri pe care le-a făcut? Tot un procuror în cerea socoteală. Problema că procurorul... În sediul SRI. În sediul SRI, pentru că era frică să intre în sediu pe CEA, da? Să nu cumva să-l înregistrăm. Dar și ce era? Era zona neutră? Nu știu, era zona verde. Dacă îmi permiteți, totuși... Dar vi se pare firesc să se întâmple astfel de lucruri? Nu, e normal. La momentul respectiv nici măcar nu i-am furnizat un act procurorului respectiv. Dar v-ați dus acolo. Păi, dacă m-a chemat procurorul și... Nu e normal sau nu, virgulă, e normal? Nu este normal. Nu este normal. Asta. Da, mai spus ceva foarte interesant, domnul procuror, și domnul avocat ar trebui să fie foarte atent. Dânsul a zis așa, că procesele verbale de redare erau făcute de ofițerii SRI. Păi asta e ilegal din primul. Nu, stați un pic, dar nu ar trebui să fiu atent. Am fost foarte atent de-a lungul timpului și acum. Nu, și dumneavoastră v-ați dovit probabil în numerate cazuri. De-abia aștept să vorbesc, că până acum am ascultat. Până acum am ascultat cu răbdare și am o efervescență creatoare. Vă rog, domnule. Și mai, dacă îmi dați voie, o singură idee. Haideți să vorbim pe rând. Nu puteți să credeți că... Să vorbim pe rând. Eu nu pot să cred că domnul Florea nu cunoștea că procesele verbale de redare sunt făcute în sediul SRI Prahova. Ba da, dar am spus păi că și atunci ilegale. De ce de discutăm? Păi sunt ilegale, păi dar eu vreau ilegale. Să dau un răspuns și domnului Iacob. Bun. Pentru că instituțional, mă scuzați, imediat. Ceea ce spunea domnul Negulescu, că ofițerul de SRI venea cu informații și așa mai departe, cred că Comunitatea Națională de Informații se numește și a auzit toată lumea de ea,
se știe, Comunitatea Națională de Informații, care funcționează și astăzi, dar nu știm noi ce este în spate, este acel institut, mă rog, organism, nu știu cum se numesc, instituție, în care vin toate serviciile de informații și aruncă informații. Toate informațiile care privesc siguranța națională și cele pe drept comun pe persoane care sunt urmărite internațional, adică sunt probleme grave, nu că a luat un pâine. Bun. Nu toate. Iar aceste informații se duc automat către parchetul general și adică au acces toți procurorii. Deci este foarte ușor să lucreze. Se duc într-o sinteză cum vreau. Numai că, din nefericire, cutuma în România este mai puternică decât orice relație instituțională și stabilită prin lege. Decât legea. Dar nu putem să vorbim de cutumă în cazul în care vorbim despre destinele unor oameni. Hai, stați un pic, că nu e chiar atât de simplu, că folosim cuvintele astea cu foarte mare ușurință. Nu eu. Eu transpun în practică. Definește o realitate. Sigur că nu. Păi nu, ceea ce se asta întâmplă. Spun că este revoltător. Și știți de ce nu mai este revoltător? Pentru că am mai spus, Stalin a zis la un moment dat că moartea unui om este o tragedie. Iar când mor foarte mulți oameni, vorbim de o statistică. Din nefericire și în România, perioada aceea de gloria DNA-ului, când vedeam cătușe toată ziua la televizor, se transformase într-o normalitate. Iar oamenii vreau tot timpul sânge. Nu se mai întâmplă altceva. Dar să știți că e normal ca cetățenii să vrea să se facă dreptate și cei care au furat să intre la pușcărie și să plătească, să li se ia banii. Este o chestiune firească. Numai că niște personaje au făcut o strategie pe baza acestei idei foarte bine studiată și s-au folosit cu mințile oamenilor. Exact. Și nu? Practic, și au făcut, decât furniza pâine au făcut și circ această fără campanie de imagine, justiție la televizor, când exact. Omul, când era plimbat în cătușe, era deja condamnat în fața cetățenilor. Da. Păi avem inclusiv, sunt o grămadă de hotărâri de judecătorești în care se spune clar că, având în vedere ce spune opinia publică, trebuie să fie condamnat chiar dacă imediat nu sunt probe. Ajungem. Domnule Neglescu, mai vreți să mai adăugați ceva? Mai revenim la dumneavoastră. Domnule avocat Durgheu, vă rog frumos să dați drumul la efervescență. 5-6 minute ar fi un timp rezonabil pentru a consuma partea din efervescență. Nici nu știu cu ce să încep. Să începem cu începutul. Sunt consternat de faptul că, deși domnul președinte Klaus Iohannis spunea foarte clar că nu vrea să se reîntoarcă seriul în anchetele penale, fostul ministru al justiției și actorul fac tot posibilul împotriva deciziilor CCR să readucă seriul în serviciile în cercetarea penală. De ce spun acest lucru? Pentru că este clar, atât protocoalele, cât și ceea ce s-a întâmplat în baza acestor protocoale, nu doar că au fost nelegale, au creat profunde nedreptăți. Și până în măduva oaselor le-a intrat foarte multor oameni. De ce? Oameni complet nevinovați, oameni care nu aveau absolut nicio treabă decât că au călcat pe bătături dintr-un motiv sau altul, știu sau neștiut pe anumiți oameni, intrau în colimator și erau beneficiari, între ghilimele, al unor MSN-uri, mandate de siguranță națională. Corect spunea domnul Florea că aceste mandate de siguranță națională se foloseau împotriva ținte, de obicei oameni politici sau importanți oameni de afaceri, pentru a-i scoate din joc sau pentru a-i liniști, sau pentru a le lua afacerea. Sau pentru a-i controla. Sau pentru a-i controla, indiferent motivul. Pentru a obține informații despre personaje importante, pentru că și asta a fost nici nu contează sau pentru ce, atât timp cât mandatul de siguranță națională nu putea fi luat de către SRI decât exclusiv pentru a fi folosit în astfel de investigații, sub nicio formă pentru a fi folosite în anchete penale. Asta a venit Curtea Constituțională și prin celebra decizie 51 din 2016 a statuat foarte clar că este nelegală implicarea SRI. Mai departe, tot domnul Florea spunea la un moment dat că judecătorul lua cu copy-paste ceea ce îi spunea procurorul și asta aveam în mandat, în autorizație. Tragedia este și mai mare, pentru că avem nenumărate situații în care judecătorul lua cu copy-paste din ceea ce spunea SRI-ul. SRI-ul. Am avut și judecători. Am avut judecători care a spus că primeam soluția de la SRI. Au fost echipe mixte. Deși domnul fost procuror Negulescu spune că, mă rog, nu a existat și domnia sa, nu știe să existe și că la anchetele domniei sale n-au participat ofițeri SRI, atât în cazul Lukoil, procurorul DNA a fost chemat la SRI. Eram la parchetul curții de apel. La parchetul curții de apel. Și m-a chemat un procuror șef, domnul avocat. Adică, domnule Negulescu, discuția este că ați fost chemat în sediu SRI. Discuția nu-i personală. Și în urma unor telefoane date de la București, adică...
tot vorbim de celebrul dosar Băneasa, care iară provoacă multă efervescență și păi mine un termen extrem de important. Când o să discutăm despre costuri, o să revin la dosarul Băneasa, da, pentru că am niște date despre costurile de la Brașov, înainte de costuri, ofițerul DNA a fost chemat la SRI și s-a dus cu voioșie mare să discute despre ce trebuie făcut, ceea ce este absolut... Procurorul DNA, nu ofițerul. Procurorul s-a dus procurorul DNA s-a dus la... Acum știți cum e. Procurorul de DNA s-a dus la serii să discute despre ceea ce urmează să fie făcut în anchetă, ceea ce este noaptea minții. Mai mult decât atât, aceste înregistrări, nu doar că erau prezentate trunchiat procurorului DNA de către serii și dădeau efectiv ce le convine, de multe ori s-a dovedit că transcrierea nici măcar nu reda fidel, ok, decupat din context, dar nici măcar decupajul nu reda fidel. Mai erau adăugate cuvinte esențiale pe aici, pe acolo, astfel încât să schimbe esențial sensul unei discuții sau, dimpotrivă, să creeze aparența unei vinovății. Și asta l-am întrebat pe domnul Negulescu. Ce posibilitate are procurorul să verifice... Dar ați întrebat ce posibilitate și din eleganță nu v-am întrerupt, că am vrut să continui întrebarea. Și ce dorință avea procurorul DNA? Pentru că de cele mai multe ori procurorul DNA era lipsit de dorință, lăsând la o parte putința, ce putință avea procurorul DNA, dar procurorul DNA putea să ceară suportul optic al înregistrării, cu toate că era făcută înregistrarea, orice măsură de siguranță națională făcută de serie era nelegală, trecând peste aceasta, solicita suportul optic și audia ofițerul de poliție judiciară de la DNA, trebuia să audieze toate acele interceptări. Și cu căștile la ureche să facă transcriere. Adică polițistul. Polițistul de o poliție judiciară de la DNA. Nici măcar acest lucru nu s-a întâmplat și am avut două situații în desfășurare, sunt dosarele acum, în faza de apel ambele, absolut spectaculoase, în care judecătorii au emis adresă la solicitarea mea, atât către DNA, cât și către serii, să se comunice cine a făcut transcrierea convorbirilor telefonice. În ambele aceste dosare, primul răspuns a venit repede voios globiu de la DNA, ofițerii de poliție judiciară, după ce au ascultat înregistrările, au făcut transcrierile. Pentru că, absolut surprinzător, pentru termenul următor sau următorul, deci maxim într-un termen sau două în ambele dosare, a venit răspunsul corect, decent al SRI-ului, care recunoștea cu toată sinceritatea că ofițerii SRI au făcut transcrierile. Și de ce această neconcordanță? Ce neconcordanță, domnule? Vorbim de faptul că anterior DNA au spus de grupe al... Contradicție. Contradicție la limita legii. Au spus foarte clar că după ce au ascultat ofițerii de poliție judiciară au făcut... Dar ce-ar fi vrut să acopere, domnule Turghiu? Că întrebarea este... Legea. Nu, vreau să măcar așa, să evite declararea nulității acestor mijloace de probă. Pentru că dacă ar fi fost făcute, mă rog, se reieșea că ar fi fost făcute aceste transcrieri de către ofițerii DNA, sperau să valideze proba. Fiind evident că dacă negru pe alb apare că ofițerul, nu numai că ofițerii, nu doar că a făcut înregistrarea, dar a făcut și transcrierea, era clar că imixtiunea era grosolană în actul de urmărire penală și nu putea să rămână. Ideea este următoarea. Deși avem decizia 51 pe 2016 anterior menționată, iar în cadrul acestei decizii există un punct 52 extrem de important. Punct care spune că această decizie se aplică tuturor dosarelor aflate pe rol. Asta înseamnă că și nu o să fiu tehnic, o să înțeleagă toată lumea. Asta înseamnă că Curtea Constituțională a statuat că această decizie se aplică și pentru interceptările făcute înaintea apariției deciziei, din moment ce dosarele sunt pe rol. Și judecătorii care au venit și au invocat faptul complet nelegal că înregistrările fiind că făcute decizia înainte se aplică de, doar pentru viitor, de fapt sunt legale cele care au fost făcute înainte păi de sunt decizie. Legale sunt legale toate aceste interceptări intră sub imperiul acestei decizii CCR, că o spune punctul 52. Mai mult decât atât, avem și decizia 55 din 2020, care statuează acest lucru. Ei, culmea este că, revenim la dosarul Băneasa, spuneați, în dosarul colectiv, un alt dosar în derulare, care, din nefericire, va produce din câte sunt convins eu, din câte văd, aceleași efervescențe și aceleași contradicții. De ce? La fondul cauzei, judecătorul n-a vrut, bineînțeles, să înlătureze înregistrările serii. Și a solicitat practică judiciară.
deși s-au depus peste 20 de soluții favorabile în sensul înlăturării din dosarele penale a acestor înregistrări, judecătorul cauzei nu doar că nu le-a înregistrat, nu doar că nu și-a motivat decizia de neînlăturare, dar a și folosit aceste înregistrări, foarte multe pasaje în sentință, ceea ce este complet nelegal. Nici până la momentul de față, deși în apel s-a solicitat excluderea probelor, instanța a spus că se pronunță la final prin decizie, ceea ce iarăși nu este în regulă, pentru că apărarea nu știe ce să aibă în vedere. E una să fie aceste mijloace de probă în continuare valide. Știți, ne întoarcem la emisiunea de duminica trecută când povestea doamna avocat din Marea Britanie că aceste probe sunt înlăturate automat. Da, nici nu se și mai... că avocații de acolo au aceste pârghii. Au puterea. Au puterea să înlăture, exact. Noi degeaba spunem, asta am solicitat. Asta urma să vă întreb. Cum se poate regla nici această chestiune? Nici măcar legislativ nu se poate regla? Dar legislativ este. Punerea în practică. Atât deci legea există, dar nu este aplicată. Decizia Curții Constituționale este clară, doar că judecătorii se prefac că nu o văd, o ignoră foarte mulți, deci nici măcar nu se pronunță. Solicit înrătularea înregistrărilor și judecătorul și atenție, nu doar în cazul colectiv, și în alte dosare importante, nici măcar nu s-a pronunțat în sensul respingerii cererii și să încerce o caricatură de motivare. Și judecătorii dumneavoastră, ca avocat, nu întrebați judecătorii după ce ați solicitat înlăturarea probelor de ce nu iau în considerare decizia Curții Constituționale, că în afară de Curtea Constituțională încă mai există, da? Încă există și în orice stat de drept există. De câte ori facem astfel de solicitări, spune odată cu fondul, degeaba le reamintim că fiind odată cu fondul, nu știm judecătorul dacă avem nu răspunde solicitărilor noastre, nu dă nicio explicație, nu spune de ce n-a înlăturat probele respective? De cele mai multe ori nu, ori unește excepția cu fondul, ori dacă ești prea insistentă și amendează și cu asta basta. Dreptul la apărare, din păcate, în România este prevăzut. Lux. Dar este absolut lux. Foarte, foarte rar întâlnit. Da. Vreau să merg și la Dan Ionescu. Dan, în această seară te-am lăsat intenționat la sfârșitul primului tur, chiar dacă te-ai simțit neglijat, pentru că tu ești jurnalistul din această seară care cumva pune împreună ceea ce s-a spus până acum aici în platou și trage concluziile cele mai echilibrate. Dacă mai e tot la mijloc. Nu știu exact de unde să încep, că aș vrea să dau replici cam tuturor de aici. Te rog! Dar totuși aș începe cu aceste protocoale, că despre ele am venit să vorbim. Eu nu cred că aceste protocoale au fost făcute după mintea șefului SRI și a șefului parchetului. Nu erau nici niște mintoși și nici niște premianți la școală. Deci aceste protocoale, cât zice Traian Băsescu că nu știa de ele sau președintele... Colegii mei au încercat să-l contacteze pe domnul sau președintele de acum, Claus Iohannis. Ar fi fost bine să intre să ne lămurească. Eu cred că a fost invocat numele domniei sale. Eu cred, puteți să-l sunați și pe domnul Claus Iohannis să ne spună cum stă treaba cu protocoalele, cu legea asta nouă a lui Trăilă Predoiu Andronache. Dar ajung și la ea imediat. Deci ce vreau să spun? Eu cred, avem o veste mea, bună. Președintele Traian Băsescu va intra în 10 minute în legătură directă cu noi. Eu cred, părerea mea, că aceste protocoale au fost impuse de afară, din momentul în care am devenit membri UE și membri NATO, și trăiesc cu impresia că s-a știut de ele și că s-a preferat să nu se facă pe bază legislativă, pentru că ar fi sărit o țară întreagă în sus, ci pe baza acestor protocoale. Problema este că, da, și care s-a dorit să fie un pilon aceste protocoale, s-a dorit a fi un pilon un de bază pilon al statului de drept. Ok. Nu un alt pilon. Avem o mare problemă aici. Problema este că cine le-a pus în aplicare? A pus în aplicare niște procurori și niște ofițeri militarizați. Din păcate, ofițerii ăștia din SRI care sunt militarizați sunt obligați să respecte cu celeritate ordinele șefilor. Și atunci, în această... Doar cele legale distinse de... Nu, în această situație, doar dacă Coldea îi dădea indicație lui Florea să facă ceva, Florea nu putea să vină decât să-și dea demisia sau să iasă la raport. Nu putea să spună nu am voie să... Nu și vreau, nu mai vreau bine să își dădea demisia decât să se vârșească. De aceea s-a militarizat... Nici demisia, nu de aceea s-a militarizat și DIPI, pentru că DIPI începuse să lucreze inclusiv dosare de penale împreună cu DOS-ul pe care le dădeau la parchet. Și atunci, ca să poată să-i liniștească, i-a militarizat. Ok. Haideți să vedem care este
ce a urmărit aceste protocoale. Înainte de a trece mai departe, respectuos, vă rog să spuneți de ce credeți dumneavoastră că la intrarea în Uniunea Europeană și NATO nouă ni s-a impus de a face acest lucru? Nu spun că ni s-a impus. Și același lucru nu a fost impus și altor state. Nu, pentru că și alte state sunt membre UE și NATO și probabil că la un moment dat dacă să știți că eu am participat la niște discuții oficiale la Bruxelles, exact în perioada în care Curtea Constituțională a denunțat acele protocoale, mă rog, a declarat neconstituționale și au fost denunțate, și vă spun sincer că era o reală indignare la Bruxelles. Apropo de modul cum au fost construite și folosite și aplicate aceste protocoale. Deci exclus să vină de la Bruxelles această chestiune. Și în plus o să-i spun eu că primul protocol e din 2000 și îți dau probă. Ok. Imediat. Haideți să ne întoarcem la ce s-a întâmplat cu inițiatorii și artizanii acestor protocoale. Pentru că tocmai despre asta vorbim. Au fost promovați. Vedeți, au fost promovați și ce? Au fost medaliați de ambasade ale unor state străine? Dar nu pentru protocoale au fost promovați, ci pentru exemplele pe care le-au dat poporului român ca să dea bine la imagine. Despre asta vorbim, pentru că România, dacă mai țineți minte, atunci era în topul corupției în Uniunea Europeană, în topul corupției pe nu știu unde. Și atunci au fost niște discuții. Din păcate, aceleași structuri au fost folosite și pentru preluarea unor firme românești de către companii străine. Și vă dau un exemplu. Preluarea ostilă a lui Lemarco de către Agrana, fabrica de zahăr. A fost în urma unor proces total fals acolo. Adică au fost duși în fața unor hârtii să semneze în final că își cedează fabrica de zahăr către Austria. Aș putea spune și distrugerea capitalului românesc. Am dat din casă niște chestii. Ok. Acum, pe care le știu din interior. Problema este că, asta vreau să spun acum, mă întorc la ce a spus, ce a declarat președintele Iohannis, că nu va accepta, nu va face, nu va... Păi cum să n-accepte la sfârșit, nu va accepta, când legea este inițiată de doi bișoni ai lui. Cristina Trăilă și Cătălin Predoi, au ieșit vreodată ei. De când sunt... Doamna Trăilă, dacă mi-aduc bine aminte, a fost la PDL. Păi da, da, da. Nu e chiar penalistă. Nu, dar de inițial și martoră fost... nenumărate dosare și... Inițial a fost penalistă, a trecut la PLD, PDL și acum s-a întors în PNL. Da, nu știi foarte bine iar, ce vreau să iar soțul ei era mâna dreaptă a lui Valeriu Stoica, ca și ea, că de acolo au plecat. O să vorbim într-o zi despre Valeriu Stoica. Păi da, dar cum îți imaginezi că șeful lor suprem îi lasă să inițieze această lege, să inițieze o efervescență în societate și după aia să le spună nu vă dau voie. Adică, sigur, această lege va trece într-o formă sau alta. Clar, cum împotriva? Există deciziile ale CCR? Avem 147 se va modifica. Va fi neconstituțională legea. Nu, trebuie să este neconstituțional cum a funcționat protocolul. Dar asta dacă înseamnă legislație... că prima dată modificăm Constituția în sensul că deciziile Curții Constituționale sunt benevole, le aplicăm doar când ne convine, nu mai sunt general obligatorii pentru orice instituție, că avem 147 din Constituție, cât se poate declara, în mod indubitabil, asta reiese, pentru că nu poți să vii acum prin nicio lege și să spui SRE-ul poate să facă ceea ce a fost exclus și s-a arătat că nu poate să facă. Stați o secundă. Deci haideți să discutăm, să plecăm de la principiul pe care funcționează SRE-ul, necesitatea de a cunoaște și trecerea în partea de culegere de informații în favoarea anchetei penale. Scuză-mă, nu e principiul ăsta al SRE-ului, e o vrăjeală asta. E băgat de domnul Maior și vine ca lege 182/2002, legea informațiilor clasificate, unde s-a introdus principiul CNAU-TUCNAU, care este o vrăjeală absolută. Deci nu bun, e serie. Eu vorbesc de ce zice în lege. Nu e scrie în serie, nu scrie așa. Scrie, dar legea... și pe site-ul lor. Scrie pe site, dar repet, în legea de serie nu scrie așa. Am trimit acum o chestie absolut senzațională. Mă întreabă cineva, zice, vrei să-ți trimit un proces verbal al polițistului DNA de transcriere care este ulterior începerii urmăririi penale? Adică întâi s-a început urmărirea penală care conținea zeci de interceptări și apoi au fost făcute transcrieri. Asta v-am spus și eu că am găsit. Îl am. Am să-l dau colegilor mei să-l pună pe ecran, care arată foarte clar ceea ce se spune aici. Mi se pare absolut îngrozitor. Da, deci era pus cutumă. Omul sub urmărire penală fără ca transcrierile să fie făcute. Pe ce bază? Dacă informațiile nu erau încă scoase din transcriere. Se știa că este. Venim la subiectivitatea ofițerului care lucra cu procurorii. Pentru că dacă exista o lege, se lucra corect, Dane, era una. Dacă Dane, s-au făcut niște echipe de... Intervin la tine cum am intervenit și la domnul Florea. Cum poți să spui
spui cu atâtă ușurință subiectivitatea ofițerului care lucra sau procurorului. Și sunt oameni, vorbim sau... despre viața unor oameni, da, despre destine, despre, adică... Anca, gândește-te cum s-a transformat din Coldea și Chioveși în Bonii și Claidu justiției din România, da? Deci puterea ți-a mințile. Dacă pe plan local un ofițer SRI care deținea informații se combina cu un procuror și spunea, bă, în afară de ce avem noi de făcut, hai să-l ardem și pe ăla. Când puteți să le afișați, Cristina, că sunt, este documentul la care am făcut referire mai devreme. Da. Ideea următoarea. De acord cu dumneavoastră, puterea ți-a mințile. Știind și dumneavoastră fiind convins de acest lucru, cum mai explicați sau care este unghiul din care explicați faptul că sunteți de acord cu protocoalele și ceea ce s-a întâmplat? Păi nu, că la început ați spus că sunteți și aveți... A venit glumind aici și am spus că în seara asta voi fi avocatul protocoalelor. Că, pentru că plec de la principiu, nu e frică de SRI, da? Dar nu e vorba de frică de SRI. Nu e vorba de frică de SRI. Atenție, corupția ucide, se pare că doar din când în când, doar când ne convine o ucide. Eu ca avocat, ca cetățean, spun foarte clar, fenomenul corupției clar trebuie stârpit, dar trebuie stârpit doar prin mijloace legale. Și întotdeauna, în momentul în care dai putere absolută unora care se cred Dumnezei, nici măcar mâna dreapta lui Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși, asta se creează monștri. Asta am spus-o din prima emisiune, dar despre procurori, pentru că ei au fost cei care s-au crezut Dumnezei. Acum, și asta a fost situația, na, poate se supere domnul Negulescu. Bine, nu mai e procuror, e fost procuror. Dar acum eu vin și întreb altceva. Bun, nu putem să generalizăm, am mai spus în emisiunea asta, indiferent de subiect, nu putem generaliza, pentru că există situațiile abuzive. Nu vorbim în general. Situațiile abuzive, da. Exact. Gândește-te la teroarea care era în societate, la... breaking news-urile cu cătușe la mâini. Dar toată lumea spune, mai să nu vorbim la telefon, că ne ascultă telefoanele. Iată, 6 milioane de români. Cum, care a fost tactica? Care a fost tactica? Deci, la un moment dat, procurorii, știi și tu, eu sunt și m-am acreditat și la CSM, ca să scoți o informație de la procuror și legală, despre un dosar închis, îți arăt la sectorul 1, poți să te rogi de aici un an de zile. Nu vor să aplice legea aia din manualul de... Pentru că nu vor să vezi tu, ziarist, ce au făcut ei în dosar. Pe când atunci, păi nu, pe dacă surse, ar fi corect, nu s-ar mai feri, nu? Îți amintești că pe surse atunci primeau cimpanzei în redacție știrile, duceți-vă repede. Erau interceptări pe bandă, publicate în presă. Pe înainte Mirel de soluționarea cererii de arestare preventivă. Asta încât să pune presiune. Care aplaudau... Știți ce, ce înțeleg unii la televizor? Când niște chichițe îi pot... despre care noi vorbim aici, ai pot scăpa pe infractor, nu, pe cei nu care... Nu putem să arătăm documentele pentru că sunt numele celor care sunt implicați. O secundă, dar vreau să vă... trebuie să respectăm datele cu caracter personal, nu pot să le afișez datele. Dar o să le facem, sper, până la sfârșitul emisiunii, însă vreau să vă spun așa, să vă citez. Ordonanța de punere sub urmărire penală este din 2014, iar redarea interceptărilor din dosar se face în 2015, oameni buni, după un an de zile. Ordonanța cuprinde însă interceptările care au fost transcrise un an mai târziu și încă ceva. S-a obținut mandate de la Înalta Curte, de la alte interceptări, pe baza acestor interceptări, care conform actelor au fost redate cu un an mai târziu. Cum? Cum e posibil ceva? E foarte posibil să fie existat alte probe până la interceptări. Dar nu vorbim de asta, e problema. Dacă au fost invocate în ordonanță și ele au fost transmise de abia după un an. Începerea urmăririi penale. Da, nu vorbim doar de interceptări. În ordonanță, domnule Iacob. Asta e altceva. Pentru că cineva s-a dus apărarea a putut să folosească... A, au fost invocate în ordonanță de începerea urmăririi penale. Da, și ele nu erau transmise. Dar vă întreb eu altceva. Nu au existat alte probe. Uitați cine mi le-a trimis să-mi spune, nu au existat altceva. Cum e posibil ca, ascultând banda, ofițerul SRI sau ofițerul de poliție judiciară să adauge cuvinte sau să schimbe? Sau să vadă într-o situație, de exemplu, că se vorbea de un voucher, că tot vorbeam și apropo de interceptări la domnul Truică, că se vorbea de un voucher, vorbea cu o anumită persoană de un voucher, s-a oprit transcrierea la o propoziție și propoziția imediat următoare, dacă se asculta banda, releva faptul că acel voucher era plătit de o societate americană. Deci da, nu de o să rog pe colegii mei să pregătească până intre domnul președinte Băsescu materialul pe care l-ați realizat, domnule Iacob, ca să înțeleagă telespectatorii noștri cum
ar trebui să funcționeze de fapt lucrurile. Când sunt gata, o să vă rog să ne anunțați ca să explice domnul Iacob. Asta vreau să mai spun. Să-i spun odată domnului Negulescu că atât DOS, DIPI, DNA-ul aveau echipamente la nivelul SRI-ului pentru SEC. Niciodată. Deci, niciodată n-au avut. Este adevărat acum, că la DNA central fusese detașat șef la tehnic, un fost șef de tehnic din SRI, care a dus, venise cu același furnizor de echipamente. Acum, dar vă spun că nu aveau la momentul Dar vă întreb respectiv ceva ce sigur știți, fără să vă supărați pe mine. Ziceți-mi, primeați de undeva sarcină de sus ca atunci când urma să fie scos cineva în cătușe să dați pe sursă la presă? Nu. Dar de unde știau deja la București, de la noastră, de la Ploiești, că la ora X va veni cu tare în cătușe sau va ieși pe ușă? Și de unde știau, de unde știau asta cameramanii erau exact? Sau că sunt chemați la audieri? La ora 7... Nu, dumneavoastră, vă întreb că sunteți din interior. Doamne, primeam un telefon. Aveam obligația să o anunț pe Codruța că îl scoatem pe ăla în cătușe să anunțe presa. Cum se făcea? Că, în general, parchetul la noi este foarte închis. Eu nu am avut funcție de conducere. Bănuiesc că procurorul șef... Domnule, de structură, nu știu, procurorul șef, eu vorbesc în orice situație, nu, adică nu aș vrea să o luăm în mod personal. Procurorul șef informa procurorul șef din DNA, structura centrală. Și el îi suna presa. Păi nu știu cine suna presa, vă dați seama că n-am de unde să cunosc. Să facem teroare publică că îl scoatem pe ăla în cătușe ca peste 3 luni când îi dăm drumul să constatăm că e nevinovat. Bravo, și atunci, asta e marea nenorocire. Aici e problema, aici e marea problemă. Sunt oameni politici importanți, miniștri la momentul acela, încătușați, prezentați de toate camerele de luat vederi. Bineînțeles că presa era acolo de unde anunța de procuror. Dar pe mine m-ați văzut în cătușe, mă scuzați, m-ați văzut la televizor în cătușe? Cred că da. E, cine o fi anunțat? Păi întreb și eu. Aceeași rețetă. Întreb și eu, cine o fi anunțat? Păi eu n-aveam cum să anunț. Asta de când m-o cer nu dumneavoastră, dar noi vorbeam de procuror. Da. Nu știu cine a anunțat, dar e clar că era presa acolo. Ulterior, nu? După 3, 4, 5 ani de proces, când acel ministru a fost distrus, acel om de afaceri a fost distrus, copiii au crezut că este un infractor nenorocit și era blamat de societate, toată viața i s-a distrus, inclusiv sănătatea. Când s-a pronunțat, în puținele cazuri în care instanța a fost corectă și a avut curajul să deci recunoașteți, achitarea. Recunoașteți că sunt puține cazuri în care se dispune achitarea, nu? Asta vreți să spuneți. Nu datorită sau nu din cauza faptului că dosarele erau bine făcute. Din cauza faptului că judecătorii nu au, în efect, am avut curaj fie corect. V-am și spus, nu înlătură împotriva legii, nu înlătură decizia. Domnul avocat, știi ce se întâmplă? O să inducem în opinia publică ideea că toți care au devalizat bugetul consolidat al statului sunt niște nevinovați și au fost luați așa. Păi de ce nu există mandat pe siguranță națională față de Vasile care sudor la unul mai, că nu mai pentru că Vasile nu interesa nimeni. Lui Vasile nu vrea nimeni să ia afacerea, Vasile nu este deputat, senator sau ministru. Nu întotdeauna simplu. Mandatele pe siguranță, e adevărat ce spune domnul Florea, că e posibil să fi fost date și în mod abuziv, dar de multe ori au fost date... Dar domnule Negulescu, n-are cum să interpreteze lumea că noi spunem că toți cei care au devalizat, nu? Tocmai asta, așa am și început emisiunea, așa am mai spus pe parcurs acest lucru, că sunt cu siguranță oameni vinovați. Întrebarea mea este, pentru că tot ați ridicat problema asta. Cât a recuperat, domne, DNA-ul din toate aceste prejudicii? Păi nu, haideți să vedem cât a recuperat DNA-ul din aceste prejudicii. Că uite, mie mi-a povestit domnul Durgheu când a fost aici în platou, că din prejudiciul ăla stabilit în dosarul Băneasa, s-a stabilit, de exemplu, că domnul Durgheu, cât are de plătit domnul Durgheu? Mai puțin de 3.000 de euro. Ați auzit? Mai puțin de 3.000 de euro în condițiile în care e în presă și acum se vehiculează milioane. Și prin sentință. Care e adevărul? Adică sentință. Facem justiție la televizor, folosim probele abuziv, îi hrănim pe oameni din fața televizorului care pe bună dreptate doresc ca cei vinovați să plătească, dar când tragem linie ce s-a adunat înapoi la bugetul de stat, iată, sunt 3.000 de euro dintr-un dosar unde se spune că sunt prejudicii de 140 de milioane de euro. Iar cheltuielile pentru aceste interceptări sunt de miliarde de euro. Doamna Alexandrescu, haideți să înțeleagă toată lumea. Atunci când au fost date protocoalele alea, legale, nelegale, neconstituționale, că au fost apreciate în 2016 ca fiind neconstituționale, ele erau legale.
Nu erau legale. Pentru că doar toată lumea știa despre ele, de la înalta curte de casație, până la ultimul... Nu le asigură legalitatea, adică stați un pic. Nu, doar în 2016 s-a statuat că sunt nelegale. Ele nu au fost legale, pentru că SRI-ul niciodată n-a fost organ de urmărire penală în accepțiunea legii. Au fost alte organe... Ele constituiau un instrument, un instrument... Represiv. Nu știu, represiv, nerepresiv, pe care era pus la dispoziție de statul român, da? De instituțiile publice ale statului român. Erau niște instrumente puse pe cooperare, da? Așa erau atunci, ca să fim corecți. Eu nu puteam atunci... Dar sinonim cu colaborare? Eu am zis de cooperare, da, nu de colaborare. Sinonime? Nu, nu. De ce? Sinonim cu cooperare? Totuși, ce vină au procurorii și ofițerii? Iată, avem pe ecran documente despre care v-am vorbit. Nu. O secundă, Dani. Avem pe ecran acum, telespectatorii, poate să vadă documentul despre care v-am vorbit. Cu un an înainte să se facă transcrierile, în urmărirea penală se face referire la aceste transcrieri. Deci aceste documente s-au blurat datele personale ca să nu fie niciun fel de dubiu, ca să vedeți despre ce vorbim aici. Deci nu mai e niciun dubiu, cred. E unul din zecile de exemplu. Nu vreau să spun despre cine este vorba, că... Și apropo de prejudiciu, doamna Alexandrescu, 2830 de euro este prejudiciu fix. De unde se spunea că e 140 de milioane de euro, da? Trebuie să luăm pauză de publicitate, revenim, vă rog să pregătiți acele scheme pe care să le explice domnul Iacob cum ar trebui să funcționeze de fapt lucrurile. Ne revedem imediat după pauza publicitară. Creștem repede și sănătoși. Mama mea are grijă de mine, am zis. Și eu. Mama mea merge la Catena. La Catena? Da, mămicile merg la Catena. Cu cardul Mama și Copilul, ele au o reducere de până la 25% și primesc în farmacie cărticica Mama și Copilul, potrivită vârstei copilului lor. Farmacia inimii Catena. Mulțumesc de telefon. Pa! Am intrat în contact cu cineva confirmat cu COVID. Ce să fac? Fă-ți un test COVID la Clinica Sante. E bine să știi dacă ai luat virusul ca să nu-l dai și celor dragi. Ai centre de recoltare în toate județele, iar prețul este accesibil. Clinica Sante. Specialiști în analize medicale. Totul e mișcare. Durerea este singura pauză din lume. Sindolor îți readuce plăcerea mișcării. Sindolor Gel. Fără durere este plăcere. Probleme cu vederea? Vedixin Max conține o doză mare de luteină, vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Vedixin Max. Pentru vedere optimă. Simptomele precum nasul înfundat, mai ales în sezonul rece, sau senzația de presiune la nivelul capului pot fi cauzate de inflamația sau infectarea sinusurilor. CleanSin Spray susține tratamentul infecțiilor sinusurilor, asigurând protecție antibacteriană și curățând mucoasele nazale. CleanSin Spray pentru menținerea sănătății sinusurilor. Cicatridina supozitoare, tratament adjuvant al proceselor reparative ale canalului anorectal, fisuri anale, în caz de hemoroizi intern și extern. Cicatridina supozitoare conține 5 ingrediente active cu o administrare pe zi. Sensibilitate la frig, depresie, oboseală, creștere în greutate, probleme cu fertilitatea. În cazul unei glande tiroide hipoactive, utilizați Tirohelp, care susține funcționarea normală a glandei tiroide. În cazul unei glande tiroide hiperactive, încercați noul Tirohelp Slow, care contribuie la reglarea activității hormonale. Tirohelp și Tirohelp Slow nu conțin hormoni și se administrează doar o capsulă pe zi, din grijă pentru glanda tiroidă. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. De hârtii și cozile la ghișee pot fi evitate ușor. Semnăturile oficiale cu partenerii sau instituțiile statului nu ar trebui să dea bătăi de cap. Cu DigiSign totul e mai simplu. Cu semnătura electronică DigiSign rezolvi orice operațiune ușor și rapid. În plus, o poți reînnoi la 2 sau 3 ani. DigiSign, furnizorul tău de semnătură electronică din România.
Astăzi poți să preiei controlul energiei tale, pentru că e mai simplu ca niciodată să vii la Enel alături de peste 2 milioane de români care au ales deja Enel pe piața liberă. De la 1 ianuarie, piața de energie se schimbă. La Enel ai puterea să alegi oferta de energie potrivită pentru tine și siguranța unui preț fix. Sună la 021 9977 sau intră pe enel.ro. Reduceri de iarnă la About You. Peste 60.000 de articole reduse. Profită acum de cele mai bune oferte pe aboutyou.ro. Livrarea și returul sunt mereu gratuite. În familia noastră, să câștigi respectul celorlalți este o onoare, dar și o mare responsabilitate. Noi am obținut-o făcând lucrurile exact așa cum trebuie. Transavia vă prezintă Fragedo, făcut așa cum trebuie. Antinevralgic Sinus conține paracetamol într-o combinație de 3 substanțe active și acționează în 15 minute împotriva febrei, durerilor de cap, musculare și de gât. 4 simptome, un singur remediu. Nou, acum și varianta hot drink cu aromă de lămâie. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectul. Fii cu ochii pe ofertele noastre! Luna aceasta la Catena, picăturile pentru ochi Vizic costă doar 24 de lei. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Farmacia inimii Catena. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție prospectul. Gustarea ta preferată de ovăz e alături de tine în orice pauză. Încearcă acum noile sortimente gustare de ovăz cu ciocolată albă și căpșuni sau ciocolată și banane. Nou de la Vitalis. Oricare ar fi destinația, drumul tău e altfel. Vino acum în showroom și profită de oferta specială Skoda Karoq cu avantaj client de 2903 euro TVA inclus. Skoda. Simply clever. Natura își demonstrează perseverența din nou și din nou. De aceea am creat pachetul special Liv 52 cură pentru o lună, singurul pachet care încurajează perseverența îngrijirii ficatului cu 10% reducere. Caută în farmacii pachetele promoționale și donează oxigen generațiilor viitoare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Salutare tuturor! Și se trezește în plină formă, dar cu stomacul gol. Ne grăbim? Clar! Mergem pe un clasic! Atac rapid la Ardei! Pierdem timp! Execuție elegantă! Se întâmplă! E al tău! Pune-l! Și pune cu vârf! Ce revenire! Doar ne știi, când punem, punem cu vârf! Pate Buceci. Gustul bun se recunoaște. Da, am revenit în platou. Colegii noștri au pregătit materialele domnului Iacob ca să explicați telespectatorilor cum ar trebui să funcționeze lucrurile și ce se întâmplă. Să le afișați, vă rog frumos. Mi-aduc aminte de Academia Cațavencu prin anii 96, care spunea așa: avem o țară, cum procedăm. Uite, avem definit acum țara, care se numește România. E o populație, populație activă, populație inactivă, adică pensionari, copii, organizații private, organizații publice, persoane juridice, ONG-uri, culte religioase, persoane juridice, asociații, desigur avem industrie, resurse naturale, agricultură, finanțe, tot ceea ce definește o țară. Da? Haideți să mergem la slide-ul următor. O țară însă, ca să fie stat, trebuie să fie guvernată și l-am denumit noi aici aparatul de stat, ca să înțelegem bine lucrurile, că de obicei ce e țara și ce e statul se mai confundă. Și nu e vorba de separarea puterilor în stat și regulile dintre acestea în slide-ul ăsta al nostru. Avem președinte, parlament, cu observația că atât președintele și parlamentului sunt aleși prin votul cetățenilor. Avem guvern și CSAT, avem administrațiile locale, avem serviciile secrete, avem justiția. Da, slide-ul următor.
Și acum ajungem la statul de drept. Statul de drept e definit de tratate internaționale, de Constituție și de legislație. Populația țării din care face parte individual și oricare din aparatul de stat, prin vot, alege, repet, președintele Parlamentului sau, după caz, administrațiile locale. Aici, statul de drept, respectiv aparatul de stat, funcționează, dă decizii în baza unei legi și a unei legislații care sunt aplicabile pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care sunt din această, care fac parte din aparatul de stat. Și să mergem mai departe, acum venim la... În baza legii și numai în baza legii, repet, în primul rând tratate internaționale, Constituție și legislație, guvernul, președintele, CSAT-ul, administrații locale, serviciile de informații, justiție și cu toate resursele și cu întreaga populație conlucrează și îmbrăcați în lege și în realitatea legii. Dar în momentul în care persoane din acel aparat de stat iasă în afara legii, se creează statul paralel, care nu urmărește altceva decât putere pentru un grup de persoane, nu urmărește altceva decât să pună mâna pe o cât mai bună parte din resursele țării într-un interes propriu, într-un interes de grup. Uitați-vă cum se îndepărtează statul de drept, cum se rupe o bună funcționare normală care ar fi trebuit să fie firească. Protocoalele, în momentul când au apărut, fiind în afara cadrului tratatelor internaționale, a Constituției și a legislației, au făcut să apară acest stat paralel bine pus la punct. De ce spun tratatele internaționale? Pentru că nicăieri în tratate internaționale nu înseamnă că un ambasador poate să, sau o putere străină poate să vină să spună ce să faci și ce să nu faci. De ce spun Constituție? Pentru că toate țările moderne și normale au o Constituție. De ce spun legislație? Pentru că toate astea creează statul de drept. Să mergem mai departe, lăsați slide-urile și acum fac doar o mică remarcă. M-a aflat o informație zilele astea care m-a șocat din nou. Actualul ministru al justiției face în ultima vreme un tur al ambasadelor. Păi de asta e la ordinea zilei, domnule, așteptați un pic. Adică ambasadorii de câțiva, de foarte mulți ani de zile, deschideau ușa la guvern cu eu piciorul. Eu vreau să înțeleg, în Constituția României, în legile României și în tratatele internaționale, în parteneriatele, unde este obligat vreun demnitar român să meargă toată ziua, bună ziua, pe la ambasade, sau ambasadele să vină pe la demnitarii noștri, ca să ce? Vreau să înțeleg ca să ce? Suntem... stat independent? Suntem stat independent? Unitar național independent? Sigur, guvernat de niște tratate internaționale, de propria Constituție, de legislație. Sau dacă nu suntem? Colonie, pentru că în frumos. Acea rotiță neagră de acolo, în care se constituie statul paralel, această ingerință nepermisă și neprevăzută undeva, chiar și a ambasadorilor, și această punere la dispoziția demnitarilor noștri către ambasadori, companii, grupuri de interese române, grupuri de interese străine. Dar ați văzut un ambasador, domnule Iacob, să ia poziție vis-a-vis de aceste abuzuri pe care presa din România le-a Știți, prezentat? Eu am o convingere și îl contrazic și pe domnul Ionescu, care spune, domnule, protocoalele astea ni le-au dus niște străini. Domnule, străinii nu vin să ne învețe să încălcăm legea, să ne încălcăm constituțiile sau să aplicăm altfel tratatele internaționale. Străinii eventual vin și ne dau niște sfaturi, băi, aveți o vulnerabilitate care este corupția. Vreți să vă aduc aminte declarația la ambasadorul care aplaudau acea justiție la și televizor? Și care puneau medalii în pieptul artizanilor protocoale. Stați puțin. Noi trebuie să prezumăm că ambasadorii respectivi credeau că lucrurile se desfășoară în bună ordine. Că lucrurile domnule se fac Iacob, în baza statului de drept și a Constituției. Pentru că aceste personaje care au manevrat aceste protocoale erau invitați la zilele naționale. Da, da, erau da, da. Invitați, erau în frunte, invitați acolo, în erau rânduri. Bătuți pe umăr, erau medaliați, dar chiar putem să credem că toată lumea își dădea seama cum încălcau ei legea sau cum făceau pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Păi domnul Ghiță n-a fost niciodată obiectul cu adevărat a unor dosare care se ducă la capăt, ci mulți alții.
Ați amintit dumneavoastră de cei din dosarul Microsoft sau alții și alții. Deci funcționează nelegal, neconstituțional EADS-ul, nu mai vorbesc, mușamalizarea EADS. Toate lucrurile astea care sunt scoase din funcționarea normală a statului de drept creează acest stat subteran, acest stat paralel, care e extrem de periculos. O să crape roțile alea într-o zi dacă nu ne revenim. Păi, eu o să crape și o să gripeze întregul sistem. Eu cred că... Asta este problema. Asta este problema, că atât timp cât tu încerci să faci dreptate... Eu cred că au crăpat de mult, domnule Iacob, asta vrem să spun. Încerci să faci justiție fără să o faci just. Noi ne uităm, FBI-ul dacă a venit aici, care de a colabora cu SRI-ul, SRI-ul putea să-i spună pur și simplu FBI-ului limitele mele legale și pe constituționale sunt astea. Celei de-a perfect. Doua, celei de-a doua ore vreau să fac două precizări. Unu, că cineva mi-a tras atenția că n-am vorbit deloc despre doamna Monica Macovei, care este considerată artizana acestui stat paralel. Și doi, domnule Negulescu, am o întrebare de la un telespectator special pentru dumneavoastră. Vreau să vă citez. Răspundeți după pauză, dacă nu mai avem timp acum. Doamna Alexandrescu, vă rog frumos, întrebați-l pe domnul Negulescu. Dacă, profesional vorbind, își reproșează ceva în ceea ce privește anchetarea doamnei Pătru și a familiei Cosma, mai are porniri de a face pe cineva? Și ideea este că eu n-am anchetat-o pe doamna Pătru. Stați o secundă. N-am participat, nu avem timp să răspundeți la niciun act de urmărire penală în acel dosar. Doamna este într-o confuzie totală. Revenim după pauza de publicitate, ne revenim la fix. Va intra și președintele Băsescu în legătură cu noi. Ne revedem imediat. Bine ai venit în Poiana Ciucaș! Aici, natura te întâmpină cu darurile ei și îți oferă, ca prin magie, un moment de relaxare. Ciucaș. Natura doar îți dăruiește. Bicarbocalul calmează rapid arsurile și durerile de stomac cauzate de hiperaciditate, neutralizând acidul gastric în exces. Bicarbocalul gustă fiecare clipă fără arsuri gastrice. Ford Puma, primul hibrid produs în România. Acum la 15.250 de euro TVA inclus prin programul Rabla. Atunci când te doare capul, e ca și când... Cu Fasconal acționezi împotriva durerii de cap. Fasconal! Pune capac durerii de cap. Tu cum lupți cu durerea? Noua mea alegere este Ketifexin 50 mg. Se dizolvă ușor în apă și acționează rapid împotriva durerii. Ketifexin. Luptă rapid cu durerea. Ketifexin. Un produs Sandoz. Respirație urât-mirositoare? Aceasta poate avea mai multe cauze, cum ar fi fumatul, mâncărurile cu miros puternic sau igiena orală neadecvată. La Calut Flora combate bacteriile ce cauzează respirația urât-mirositoare, având efect de lungă durată de până la 12 ore. La Calut. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Nu trebuie să fii om de afaceri ca să faci o afacere bună. La Altex, cumperi ce-ți dorești și dacă găsești în altă parte mai ieftin online sau în magazine, primești de două ori diferența la toate produsele. Acum ai până la 25% reducere la televizoarele Samsung. Ia-ți televizor QLED Smart Samsung Ultra HD 4K, diagonala 125 cm, la 2399,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Onorați să vă susținem. Vehiculele comerciale Ford, pilonul afacerii tale. Acum ai rată lunară de la 165 euro fără TVA, 0% dobândă, garanție complexă 4 ani și pachet service. Luptă la 100% cu răceala și gripa. Cu Alevia Gripalin, 100% natural, cu uleiuri esențiale. Din grijă pentru sănătatea ta, ca să-ți poți atinge potențialul maxim. Alevia, esența echilibrului natural. We'll be right back.
Te-ai săturat de riduri? Descoperă inovația Vichy Lift Active Fiole Peptide C. Apă vulcanică, peptide și 10% vitamina C pură. Reumple ridurile, redă luminozitatea. Completează-ți rutina cu Lift Active Collagen Specialist. Corectează semnele îmbătrânirii cauzate de reducerea nivelului de colagen din piele. Contururile feței sunt redefinite. Pielea mai fermă. Lift Active. Protocolul tău antirid. De la Vichy. Până și albinuțele răcesc. Wow! Ce bun e! Propolis C, răceală și gripă plicuri, ajută organismul în lupta cu răceala și gripa. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acum ești liber să alegi. Ia-ți energie la preț mic, repede, cât ai zice Nova. Intră pe vreaulanova.ro și plătești mai puțin. Nova. Simplu, avantajos, totul online. Am gâtul inflamat, nici nu pot înghiți. Și pe mine începe să mă doară în gât. Fiecare durere este diferită și trebuie tratată diferit. Strepsils intensiv cu efect antiinflamator pentru durere puternică și gât inflamat? Sau Strepsils miere și lămâie, care calmează durerea în 5 minute? Recunoașteți durerea. Strepsils intensiv sau Strepsils miere și lămâie. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Nu e indicat să ignore această durere. Nu trece de la sine. Recomand Sensodyne. Este o pastă specializată pentru sensibilitatea dentară. Am încredere în Sensodyne. Energia ne luăm din petrecerile memorabile. Împreună rezolvăm orice problemă. Tinmar Energy, furnizorul de energie și gaze naturale, îți oferă servicii moderne integrate de utilități. Tinmar Energy te despăgubește cu 5.000 de lei pentru daunele provocate electrocasnicelor ca urmare a fluctuațiilor de tensiune. Ford Kuga, acum la 16.000 euro fără TVA și 7 ani garanție complexă prin programul Rabla de la Ford. Cumperi pentru familia ta și te gândești să ai ceva bun pentru orice moment? Gândim la fel! La Mega-ul tău găsești Salam Victoria, Caroli, la doar 8 lei și 11 bani și băutură răcoritoare carbogazoasă, Pepsi, acum la doar 7 lei 99. Mega Image. Gândește Mega! Oare tu câte medicamente iei într-o zi? Știai că pentru durerile articulare poți încerca și gel? Voltaren Forte Gel. Voltaren Forte Gel acționează exact la locul dureros. Substanța activă antiinflamatoare este reținută în țesutul articular și oferă calmarea durerii articulare până la 24 de ore. Voltaren Forte Gel. Bucuria mișcării. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Întins pe 1600 de hectare, Sidex Galați producea în anii 70 70% din producția națională de oțel și exporta pe tot globul. În 1989, unul din șase gălățeni lucra la combinatul din Galați. 77 de milioane de dolari ar fi trebuit să ia în 2001 statul român pentru cel mai mare combinat siderurgic construit vreodată în România, adică 10% din fierul vechi pe care îl ascundea colosul industrial. În fapt, oficialii de la București nu au primit nimic. Mai mult, au șters datorii de peste $1 miliard. 1400 de firme căpușă se îmbogățeau de pe urma combinatului în perioada 2000-2001. Tabla era vândută de conducerea combinatului la prețuri mai mici decât costul de producție. Cele mai păguboase afaceri au fost derulate de combinat în perioada 1997-2000 cu firma Sidex Internațional. Ce șmecheri s-au aflat în spatele căpușării și distrugerii combinatului, aflați doar la culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, de la ora 18. Am revenit în platou la culisele statului paralel. Avem în legătură directă pe președintele Traian Băsescu. Bună seara, domnule președinte! Bună seara, doamnă! Sincer, nu am văzut emisiunea. Am fost în același timp într-o altă emisiune la un alt post de televiziune
dar înțeleg că domnul procuror Negulescu are niște frământări legate de mine și aș vrea să le clarific dacă le mai spune o dată cum le-a spus când eram la un alt post de televiziune. Și vă asigur că vreau să le clarific. Da, domnule președinte, vreau să fac eu introducerea foarte pe scurt. Eu am început emisiunea citând o declarație a dumneavoastră apropo de modul cum au fost folosite aceste protocoale, de faptul că dumneavoastră ați afirmat că nu ați știut despre aceste protocoale, că nu ați semnat niciodată, că nu v-au fost aduse la cunoștință și de faptul că anumite personaje au vrut să se substituie, să se substituie puterei politice și au folosit aceste protocoale și s-au făcut abuzuri. Și mai spuneați noastră în declarația respectivă că dosarele în care s-au făcut astfel de abuzuri ar trebui reluate. Domnul Negulescu, vă rog frumos să reluați ceea ce a spus despre domnul președinte Băsescu ca să poată să vă răspundă. Domnia sa dorește. Bună seara, domnul președinte. Bună seara, domnul procuror. Domnul președinte, eu am întrebat, adică nu-mi vine să cred că dumneavoastră ca și președinte al CSAT-ului, pentru că acest protocol, unul din ele a apărut în 2009 și erați președintele României. Eu nu pot să cred că dumneavoastră, la nivelul respectiv, nu vi s-a adus la cunoștință despre încheierea acestor protocoale, pentru că n-au fost numai cu DNA-ul, a fost cu Înalta Curte, cu CSM-ul, cu ANAF-ul, cu toată lumea. Și eu nu pot să cred că dumneavoastră la nivelul ăsta, mai ales că în cadrul protocoalelor, în preambulul lor, apar niște hotărâri ale CSAT-ului care au dus la încheierea acestor protocoale. Și atunci eu nu pot să cred că dumneavoastră la nivelul respectiv, cel mai înalt nivel în stat, nu aveați cunoștință de existența acestor protocoale. Domnul procuror, cred că putem să credem sau să nu credem la biserică. Atunci când discutăm între un procuror și un politician care a avut funcția pe care am avut-o, eu discutăm pe ce știm. Deci eu afirm public încă o dată că niciodată n-am văzut conținutul unui astfel de protocol. În schimb, și eu ca și dumneavoastră trebuie să știm legile țării. Și m-ar surprinde că nu aveți cunoștință despre o hotărâre de guvern cu care ați lucrat și care va genera protocoale. Este hotărârea numărul 231 din 30 martie 2005. Și vă citesc tot titlul ei privind aprobarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2005-2007 și a planului de acțiune pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2005-2007. Ăsta e numele hotărârii de guvern. Hotărârea de guvern a fost semnată de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, de ministrul justiției Monica Luisa Matovei, de ministrul administrației și internelor, de ministrul integrării europene, de ministrul finanțelor publice. Dacă vă duceți în această hotărâre, care spune așa, se aprobă planul de acțiune pentru implementarea strategiei naționale la articolul 2, strategiei naționale anticorupție pe perioada 2005-2007 prevăzută în anexa 2. Ne ducem la anexa 2 împreună, căutăm punctul 4 punct 5 4.5. La măsuri scrie așa: sesizarea de îndată a procurorului care instrumentează cazuri de crimă organizată sau corupție de către structurile informative și de investigație prin transmiterea oricăror informații și suport probator. Domnul procuror, bănuiesc că înțelegem amândoi ce înseamnă informații și suport probator. Da? Da, domnul președinte, știu. Trecem mai departe. Termen de realizare
octombrie 2005, instituții responsabile, SRI, SIE, structurile de informații departamentale, NFP, MJ, MAI, Oficiul pentru prevenirea spălării banilor, PNA și parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La rubrica următoare, procedura. Stabilirea procedurilor de comunicare, protocoale semnate de instituțiile implicate. Deci, toată propaganda asta mincinoasă, Băsescu, le-a făcut protocoale, le-a cerut protocoale. Ce vedeți legat de CSAT nu are nicio legătură cu protocoale. Nu se cere nicăieri să se facă protocoale. Eu am și făcut publică hotărârea CSAT invocată. Domnul președinte, dacă îmi permiteți... Dacă îmi permiteți, domnul președinte, eu nu v-am acuzat niciodată, doamne ferește, că dumneavoastră ați fi fost inițiatorul. Dar prin ceea ce ați prezentat dumneavoastră în seara asta, prin articolele respective de lege, îmi este evident că știați că urmează să se încheie aceste protocoale, că în baza legii respective s-au încheiat aceste protocoale. Domnul procuror, niciodată nu le-au marcat strict secret, niciodată nu mi-au fost... Nici n-aveați cum dumneavoastră, mă scuzați că mă întreb, n-aveați dumneavoastră cum să le clasificați. Nu le-au marcat. Nu le-au marcat. Le-au clasificat instituțiile cu secret de stat, dar nu le-am cerut niciodată că nu era treaba mea, era o hotărâre de guvern. Ele puteau fi cerute de guvern, nu de mine. Eu n-am spus că le-ați cerut dumneavoastră, eu am afirmat doar că dumneavoastră ați cunoscut, tocmai în baza legii pe care dumneavoastră ați prezentat-o, ați cunoscut că urmează să apară niște protocoale de cooperare. Domnul procuror, sunt de acord că în baza acestei hotărâri de guvern, care implica și CSAT-ul, eu am știut că sunt niște protocoale. E, asta am vrut dar să... Dar nu era treaba mea să iau toate protocoalele. În schimb, dumneavoastră ați aplicat în mod ilegal protocoalele dintre SRI și parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Dacă eu sunt inginer, dumneavoastră sunteți jurist. De ce le-ați aplicat dacă erau ilegale? În protocol nu există niciun paragraf care să ducă spre ideea de ilegalitate. Ele au devenit ilegale în momentul în care Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la el. La nu, momentul... Nu e corect. De la început, legea SRI-ului spune clar că SRI-ul nu poate să... Vă rog. Și cu asta e un chei. Vă rog, domnule președinte. Dacă în baza acestor protocoale procurorii au fost obligați să facă lucruri ilegale, ei erau de meserie. Trebuia să refuze să se supună acestor, acestor protocoale. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul președinte. Și eu vă mulțumesc că sunteți de acord cu mine și vă doresc mult succes în emisiune. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, pentru intervenție. Eu vă mulțumesc. Da, vreau să fac o precizare pentru telespectatorii care ne critică că a intrat președintele Traian Băsescu. Mi se pare extrem de important că președintele a intrat. Nu ne-a dat nicio lecție. Este normal ca fostul președinte al României să facă aceste precizări. Îi mulțumesc încă o dată pe această cale. Nu am fost o susținătoare a domnului președinte, însă ceea ce a spus în seara asta mi se pare esențial. Iată, spuneam înainte de pauza publicitară, domnule Iacob, că n-a vorbit nimeni despre Monica Macovei și iată, președintele a adus discuția exact acolo unde dați-mi trebuie. Dați-mi voie să sublinez un esențial. Doar o secundă, mai vreau să mă spun și mă vin la dumneavoastră. Doi, faptul că atunci era premier domnul Călin Popescu Tăriceanu, care ulterior se lupta cu statul de drept în stradă, să ne aducem aminte, da? Și trei, faptul că, într-adevăr, aceste protocoale nu respectau legea SRI-ului, pentru că legea SRI-ului spunea foarte clar, după 1989, că SRI-ul nu are dreptul să facă acte de cercetare penale. Vă rog, domnule Iacob. Uite, vreau să precizez ceva foarte important. Protocolul de colaborare între Serviciul Român de Informații și Parchet și DNA și așa mai departe, exact cum a încercat să sublineze și să definească, și noi am discutat culmea în pauza de publicitate ceva foarte asemănător.
protocoalele astea au încercat, în mai mult sau mai puțin inspirat, mai mult sau mai puțin bine elaborat, să stabilească niște reguli de funcționare între aceste instituții în vederea combaterii acestui fenomen al corupției, da? Pentru că despre asta este vorba. Asta este ceea ce doare și dorea în momentul ăla. Nimeni dintre semnatarii protocoalelor și cu atât mai puțin cei care erau în instituțiile respective nu însemna că au fost puși de aceste protocoale să încalce legea de organizare și funcționare a SRI-ului, legea de organizare și funcționare a justiției, legea de organizare și funcționare a ANAF-ului. Încerca să stabilească un mod de schimb de informații, dacă ai anumite informații, dacă ai chiar și mijloace de probă, le pui la dispoziția procurorului și era procurorul chemat să vadă dacă ceea ce a transmis SRI-ul este un mijloc de probă, dacă. Această funcționare a fost, să spunem, până la urma urmei firească. Și mie mi s-a părut întotdeauna ciudat să punem accentul pe protocoale în sine, să discutăm foarte mult despre asta, nici măcar nu-i pe gustul publicului larg, ci trebuie înțeles foarte bine că încălcarea legii și abuzul care s-a făcut în spatele acestor protocoale, mai ales de către SRI și conducerea SRI-ului, păi ceea ce a făcut SRI-ul, în primul rând, domnul Dumbravă trebuia să vadă că nu e în regulă și să nu o ia în direcția respectivă. Ceea ce a făcut SRI-ul împreună care vorbea despre câmpul tactic. Exact. Ce a făcut SRI-ul împreună cu doamna... Și despre culoarele justiției. Ce a făcut SRI-ul împreună cu parchetul general și mai târziu cu DNA, cu doamna Chioveș, și doamna Chioveș era prima care trebuia să vadă că nu fac lucrurile legale cu ea. Pentru că s-a pervertit scopul bun și sănătos. Și acum revin la ce am încercat să vă spun înainte. Ambasadele. Și oricine s-a uitat din afara țării către noi și au spus, domnule, ați luptat cu corupția și bine că puneți stăpânire pe... Nu au știut și nu au avut căderea să cântărească cum ne imaginăm noi în amănunțime cât de legal sau nelegal s-au întâmplat lucrurile. Apropo de legal sau nelegal... Când au aflat, cum a spus și Anca la Bruxelles, când au aflat, și sunt convins că nu sunt convins și știu, și cei din Statele Unite când au aflat toate năzbâtile și felul în care s-au făcut și-au pus mâna în cap. De unde să știe ei că noi tot dăm vina pe străini? Ei vin, ne sfătuiesc. Pentru că primeau informațiile chiar de la cei care aplicau protocoalele. Exact. Despre asta este noi vorba. Noi am mai spus în emisiunile astea, scuzați-mă numai un pic și închei. Să ducea domnul Coldea la ambasador. Venea înapoi și spunea tot felul de năzbâtii că le-ar fi vorbit el cu ambasadorul. Sau să ducea la președintele României. Venea și spunea tot felul de năzbâtii tuturor care ar fi vorbit cu președintele României. Ne imaginăm noi că cineva îl contraverifica pe domnul Coldea? Nu. Okay. Sau pe doamna Chioveș și care venea înapoi și spunea că am fost nu știu unde și ni s-a spus nu știu ce să facem? Ei sunt, în primul rând, aceste persoane sunt cei care au făcut încălcări și abuzuri. Apropo de încălcări și abuzuri, când am apucat să-i răspund domnului Negulescu la întrebarea, când am afirmat eu faptul că, din nefericire, puțini oameni politici sau de afacere au avut șansa de a fi achitați, domnul Negulescu triumfa, asta înseamnă că eu recunosc că au fost puține soluții de achitare. Nu, au fost foarte multe soluții de achitare. Au fost puține soluții de achitare, era câte trebuiau să fie și n-am apucat din cauza pauzei publicitare să explic și de ce. Din două considerente. Mare parte din judecători, din nefericire, sunt timorați, chiar de procurori DNA care le-au făcut dosare penale exclusiv pe considerentul că nu le-a convenit soluția pe care acei judecători au pronunțat-o în alte dosare sau că nu au încuvințat solicitări de arestare preventivă solicitate. Asta e pe de o parte și sunt la SIJ foarte multe astfel de dosare penale deschise exclusiv pe acest considerent și să nu uităm discuția de la DNA, Oradea, o altă unitate de elită după cea de la Prahova, nici nu știm care a fost elita elitelor, în care procurorii și ofițerii de poliție judiciară spuneau, zic ei, la o cafea, că trebuie să facă dosare altor judecători pentru a-i liniști. Și... Dar la noi să știți că la ordinea zilei se întrească procurorii cu judecătorii pauză... la cafea și la da, mese. Și închei prin a spune, apropo de... Deci am dat un motiv și un alt motiv, nu pot să-l înțeleg, judecători tineri, chiar acum, îi spuneam și domnului procuror Negulescu, acum în zilele noastre, respectiv săptămâna trecută,
trei rânduri dintr-o decizie halucinantă. Să nu mai întrebe de ce nu se obțin achitări. Pe cameră preliminară, un judecător cu un dosar cu DNA, în respingerea solicitărilor, cererilor și excepțiilor pe care le-am formulat pentru inculpatul pe care îl asist, ce a spus? Citat din ce a spus judecătorul. Nu se poate susține că prin exprimarea deficitară procurorul a lipsit judecata de obiect. Poftim, recunoaște că exprimarea e deficitară, dar cu toate astea e în regulă. Nu se poate cenzura soluția procurorului de a folosi prezumții simple în motivarea soluției de trimitere în judecată. Prezumții simple când îl trimiți în judecată? Păi trebuia să fie probe certe. Și cu asta am încheiat, asta e ultima chiar grozavă, faptul că procurorul de caz nu a administrat absolut toate probele solicitate de inculpați în favoarea lor, nu atrage nelegalitatea probatorului administrat, deoarece în timpul cercetării judecătorești, procurorul sau inculpatul poate să ceară din nou. Păi unde e echitatea procesului penal? Unde e obligația procurorului de a administra probe în favoarea și în defavoarea inculpatului? Cum să nu cenzurezi un rechizitoriu atât de precar? Tu ca judecător cu liniuță înșiri neregularitățile și cu toate astea spui solicitările inculpatului sunt nefondate, urmărirea penală s-a desfășurat conform principiilor care reglementează această fază procesuală. Este incredibil. De aia nu sunt mai multe soluții de achitare. Dan Ionescu. Domnul Florea. Dacă domnul Florea vrea să spună o chestie simplă, că tot ne învârtim în jurul cozii, celelalte state nu sunt corupte? Sunt la fel de corupte. Problema e alta. Unele chiar mai corupte. Persoane. Eu zic că sunt minim la fel de corupte ca și statul român. Ce vedem noi în statistici? Că România e pe locul 3 în Uniunea Europeană? Sau... E o chestie subiectivă. De ce? Noi despre noi avem... puțin pentru că președintele Traian Băsescu a dorit să intervină din nou. L-avem în legătură directă. Bine. Bună seara din nou, domnule președinte. Vă rog. Îi rog pe participanții la discuție să mă scuze că revin. Vă rog. Vreau să vă spun un lucru care mie mi se pare foarte important pentru funcționarea justiției. Faptul că, sigur, foarte mulți justiciabili, după ce plec, fac o reclamație, îl consideră pe judecător corupt și pun o plângere acolo la DNA. S-a ajuns la sute de dosare care stăteau în DNA la dospit. Nu le verifica nimeni, dar se făcea în așa fel încât judecătorul să știe că are un dosar penal. Din acest motiv a fost necesară înființarea secției speciale. Este o bătălie totală acum să fie desființată secția specială și să revină actele de corupție ale judecătorilor la DNA. Cred că este o mare greșeală. Procurorii noștri încă nu au maturitatea de a face probe și pur și simplu scriu editoriale de multe ori când vor să-mi funde pe cineva. Am văzut foarte multe editoriale pentru care ar putea fi invidios până și Ion Cristoiu sau alți editorialiști. Le-am citit, drept pentru care m-am adresat Comisiei Europene să cer să fie atentă la evaluarea pe MCV, pe Mecanismul de Cooperare și Verificare, atunci când Ministrul Justiției se va umfla în pene că a trimis la Parlament proiectul cu desființarea acestei secții. Pentru protecția magistraților, fie ei judecători sau procurori, această secție trebuie să existe. Și aici vreau să confirm ce spunea mai înainte domnul avocat, care povestea cum s-a pronunțat un judecător. Dacă îl căutați, sunt convins că a avut un dosar pe la DNA, pe acel judecător care spune că fără prea multe probe sau fără probe, dar cu intuiția procurorului, crede că trebuie judecat și condamnat. Nu se poate așa ceva. Nu suntem încă la stadiul la care procurorii să fie suficient de maturi. Toți vor glorie ieftină din arestarea politicienilor și a judecătorilor și atunci acest filtru care înseamnă secția specială pentru judecători și procurori trebuie să existe.
Și eu cred că mai trebuie pus un filtru, exact cum este la parlamentar. Degeaba se face dosarul, trebuie un vot al camerei din care parlamentarul face parte. La fel, pentru magistrați, fie că sunt procurori sau judecători, trebuie să existe un accept, un vot al CSM-ului. Pentru că sunt o putere egală cu puterea legislativă și trebuie tratați la fel. Domnule președinte, am o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că foarte multe din abuzurile despre care noi am vorbit în această seară au fost semnalate și când dumneavoastră erați președinte. De ce nu ați cerut aceste lucruri atunci? Nu, doamnă, păi mă rog să aduceți aminte când a început spectacolul. E adevărat, a fost pregătit în timpul mandatului meu, în ultimul an probabil, dar spectacolul hidos din fața DNA-ului a început în 2015, după ce am plecat eu. Pentru că dacă acest spectacol s-ar fi desfășurat în timpul mandatului meu, cu siguranță aș fi reacționat. Dar ați avut informații că se pregătea acest spectacol despre care vorbiți? Doamnă, dacă le aveam, o spuneam în ultima mea emisiune ca președinte, a fost la Rareș Bogdan, la postul dumneavoastră de televiziune, dar când am spus foarte multe lucruri, dar nu le-am avut. Când se lucrează oameni care ies din statul legal, se duc în statul paralel, nu ai cum să le... Și-au fost o bibliotecă de dosare pregătite pentru după ce îmi termin mandatul să fie generat spectacolul din fața DNA-ului. V-aș ruga să dați să cereți în arhivă, veți vedea că până mi-am terminat eu mandatul, n-a existat acel spectacol hidos cu transmitere de documente trunchiate din dosare către presă, cu chemarea presei când îl scoți pe politician sau când îl chem pe judecător la anchetă. A fost un spectacol 2015-2016. Domnule președinte, o singură întrebare mai am. Vreau să vă întreb, cine credeți că este responsabil? Vă rog. Vă arunc tocmai în Europa. Vașnica, doamnă procuror, chef european, Chioveși, aș aștepta să declanșeze o anchetă legată de nerespectarea contractelor pentru furnizarea vaccinurilor de către industria farmaceutică. Credeți că are curaj? Cum n-a avut curaj să se bage în afacerea EADS, drept pentru care pentru numire s-a retras și procurorul german și procurorul francez, că EADS-ul e franco-german. La fel o să fie și aici. O să spună, vai ce bine. Păi dacă în România o instituție semna contracte fără garanții de la furnizori, dând bani înainte, cred că-i lua DNA-ul din pat. Păi, probabil că nu se mai aplică aceleași principii, dar, domnule președinte, o singură întrebare mea. Cine considerați că este responsabil pentru toate aceste abuzuri care s-au întâmplat în baza acestor protocoale? Doamnă, eu sunt. Am numit oameni prea tineri în funcții de mare putere, care și-au terminat mandatul, s-ar fi terminat teoretic mandatul prea devreme și atunci disperați să nu ajungă înapoi de unde au plecat, Chioveșii trebuia să ducă procuror pe procuratură locală la Sibiu. Au făcut tot ce au putut ca să își asigure viitorul după ce le expira mandatul legal. A fost marea eroare a ideii că numim tineri, schimb vechea gardă. Trebuia să pun oameni cu experiență, fie că vorbim de prim adjunctul SRI-ului, care era un major prăpuit la vremea aia, fie procurorul general, trebuia să pun oameni cu experiență și nu oameni tineri. Proba oamenilor tineri în funcții de mare putere pentru mine a fost un rateu.
Domnule președinte, cu respect, vă rog, Florin Durgheu, sunt, dacă tot ați apreciat ceea ce am spus, pentru care vă mulțumesc, aș avea o scurtă întrebare. Spuneați dumneavoastră că în timpul mandatului dumneavoastră nu au fost astfel de lucruri truncheate în faza de urmărire penală și că procurorii... Nu. Am spus că n-a fost spectacol. Așa este. Da, n-a fost spectacolul și că, mă rog, nu au fost convorbiri măsluite în sensul că s-au adăugat. Întrebarea era următoarea. Nu credeți că, din păcate, aceste aspecte nu au fost relevate opiniei publice din cauza faptului că la acel moment încă nu a bătut vântul schimbării și judecătorii nu aveau și niciodată nu au încuvințat până la acel moment ca acele înregistrări să fie audiate de apărători, că doar așa se putea constata faptul că ceea ce este pe bandă nu corespunde transcrierii? Doamnă, domnul avocat, și judecătorul le-a fost frică. Mi-a plăcut însă reacția pe care au avut-o acum vreo două săptămâni și sper să o fi trimis și la Bruxelles toate cele patru asociații ale judecătorilor care au condamnat ieșirea șefului DNA arogant, fără respect pentru lege și mintind. Mintind că nu au rateuri în ceea ce privește magistrați, că au avut slavă Domnului. Deci mi-a plăcut reacția și poate că ajută și demersul pe care eu l-am făcut la comisie să nu se desfințeze această secție. Poate nu ne place actuala ei conducere. Foarte bine, să punem alta. Dar secția trebuie să rămână până când vom avea convingerea că procurorii nu mai fac vânătoare de trofee. Procurorii de la DNA, în mod deosebit. Iar ce am văzut înregistrat de la Oradea nu mai necesită alte explicații. Este clar că e o mentalitate a procurorilor să pună cu botul pe labe judecătorii. Vă mulțumesc mult, foarte mult, domnule președinte, pentru această a doua intervenție. Ne mai auzim, vă mulțumesc, seară bună. O secundă, aș îndrăzni să remarc ceva. Nu cred că vârsta celor doi nominalizați în sine e problema, ci calitatea lor. Indiscutabil, calitatea lor e problema, pentru că acum în Austria e un ministru al justiției de 36 de ani, dar nu mi-l închipui pe omul ăla, sunt convins că e un om foarte bine pregătit, nu mi-l închipui că o să ia razna. Dacă calitatea ta e slabă și profesională și experiența din spate, atunci da, atunci avem acest soi de oameni. Nu vârsta în sine. Probabil din politețe și proel cu amărăciune, domnul președinte n-a mai subliniat lucrul ăsta. E vorba de calitatea celor doi. În completarea celor spuse de domnul președinte, corect a punctat domnia sa, apropo de reacția magistraților, cred că ar trebui subliniată din nou și reacția multor magistrați, atât judecători cât și procurori, în cazul Robert Roșu, care, sesizând că nu este în regulă ceea ce s-a întâmplat acolo, fără a intra în fondul cauzei, fără a da verdict vinovat sau nevinovat, au constatat că aparent este vorba despre o încălcare flagrantă a oricălor norme și principii, deoarece doi avocați, atât Robert Roșu cât și Corina Dicu, au fost condamnați de ce? Se spune pentru exercitarea profesiei lor. Atât timp cât în motivarea DNA, se spune că Robert Roșu a folosit o elocință, a dat dovadă de un dar al oratoriei care i-a surprins pe procurorii DNA folosind inclusiv cuvinte destul sau fraze complexe, daune combinatorii, termeni juridici complexe, daune combinatorii. Motiv pentru care a intimidat membrii comisiei este cât se poate de evident că acest om nu și-a făcut decât meseria. Mai mult decât atât și-am încheiat. Culmea este că înaintea soluției de condamnare, tot în alta curte, în complet al în alte curți, soluționând solicitarea de arestare preventivă a tuturor inculpaților, inclusiv a lui Robert Roșu, a respins solicitarea DNA-ului, motivând cât se poate declar ferm și neechivoc faptul că Țucă, Zbârcea și asociații n-au încărcat legea, n-au făcut altceva decât să-și exercite atribuțiile conferite de legea de organizare și funcționare a profesiei și cu atât mai puțin avocatul Robert Roșu n-a încălcat legea. Cu toate astea, după aia a venit la final soluția care l-a luat pe acest om, apropo,
ieri a fost vizitat de soție și cele două fete gemene, 10 ani, la pușcărie, în condițiile în care nu prea știm de ce. Sincer, este absolut cutremurător. O să mai revenim asupra acestui subiect. Dan Ionescu, te rog. Am și eu 4 fraze de spus atât. O să spun mai multe. Da, e ca o concluzie la ce a spus domnul președinte Băsescu, la ce a spus domnul Iacob și, în general, la ce s-a discutat aici. Vreau să întreb dacă erau considerate și pe domnul Negulescu, da, și după aia și pe domnul Flăr, dacă au fost considerate nelegale aceste protocoale și erau văzute din interior ca neconstituționale, nelegale, de ce procurorii și judecătorii n-au ieșit cu cheițele și pancardele pe scări, cum au ieșit la ordonanța 13 sau nu mai știu pe unde au fost? Dar nu au fost văzute așa. Vreau să spun, deci dacă ofițerii SRI, și după aceea o să trag și eu concluzia de ce, dacă ofițerii SRI au constatat că încalcă Constituția prin aceste protocoale care nu aveau temei legal, acolo, de ce n-au ieșit în careu la raport să spună noi nu putem încălca legea ca în jurat să apărăm, să servim patria, nu pe domnul Poldea. Domnul Dumbrav, în primul rând, trebuie să vadă asta. Și am să vă spun eu de ce. Pentru că la un moment dat li s-a umflat capul de atâta putere și se hrăneau din durerea unor oameni nevinovați și din lacrimile unor dăi aduși cu cătușele, care în final s-au dovedit nevinovați cei mai mulți dintre ei. Și pentru că plăteau polițe unor... și aici e domnul Negulescu și îmi pare că trebuie să spun, plătea polițe lui unul care l-a înjurat în liceu de mamă, plătea polițe lui ăla care i-a luat nevasta la Constanța sau nu știu cum au fost și așa mai departe. Deci, și a treia chestie, vin și spun, dacă au fost ilegale și au constatat Bruxelles și ambasadele sau cei care au comentat că au fost ilegale aceste protocoale, de ce n-au venit să retragă acele medalii sau ce naiba le-a dat ordine ăstora care au semnat protocoale și de ce, ba din potrivă, au susținut-o pe Chioveș și să ajungă într-o funcție, îl apreciază în continuare pe Coldea și îl cheamă pe la recepții. Nimeni n-a spus, băi, nu vreau să-mi asociez imaginea cu tine, că tu ți-ai bătut joc atâția ani de țara asta, că uite ce scrie presa și Curtea Constituțională de la voi. Păi, vrei și, să spun de ce? Pentru că, și, așa cum spuneam mai devreme, a fost distrus și capitalul românesc, lucru care a servit da, acestor ambasade. Tocmai. Iar ca o încheiere, pentru că veni vorba, chiar trebuie să discutăm despre mama acestei situații, Monica care Monica Macovei, dar și despre bunicul acestei situații, care este Valeriu Stoica. Valeriu Stoica, corect. Așa de la el a pornit. Trebuie să-l găsim și pe tata și pe bunica. Eu cam îi știu, dar Valeriu Stoica este bunicul distrugerii sistemului judiciar din România prin ce a făcut el când a fost ministru și am niște chestii foarte clare despre care vreau să vorbim. Că n-am terminat emisiunile, mai avem păi tocmai multe emisiuni. Nu acum, nu, eu am dat așa, că am dat-o să știe. Domnule Flore. Vreau să-i dau răspuns. Vă rog. Ofițerii SRI nu puteau să iasă cu cheia de gât sau pancarde. Nu, a spus să iasă la care? Nu putea să iasă nicăieri ofițerul SRI, că după exemplu Florea, care s-a dus la DNA ca ofițer activ și a făcut un denunț, pentru că nici plângere nu are voie să facă ofițerul, că e militar, plângere ca să poată să facă ofițerul, trebuie să raporteze ierarhic. Și dacă îi se dă voie, se duce. Așa sunt ordinele și regulamentele militare și legea 80, n-am inventat eu. Dar după ce m-a dat pe mine exemplu, internațional probabil, că un ofițer de informații și-a permis în perioada de activitate să meargă la o structură de forță, cum era DNA, să facă un denunț care era bazat sau nu era bazat, timpul a arătat până la urmă că probele care le-am adus, pe care am adus în prima fază erau chiar probe reale, nimeni nu mai avea curajul în serii să iasă să se miște în front. Pe urmă, domnul Coldea a mai explicat de zeci de mii de ori. În toate videoconferințele la care am asistat de când Coldea a fost numit prim ajunct, până m-a dat afară din serie, prin retragerea autorizației de acces la documente clasificate, el vorbea, el punea întrebări, el dea răspuns și nimeni nu comenta. Deci, na, acolo era dictatură și era dictatură militară. Însă eu vreau să povestesc de faptul că România nu e cea mai coruptă țară din lume, nici din Europa. Noi, despre noi, avem un talent deosebit să ne plângem de milă. Asta e nația. Nu să ne plângem, să ne dăm singur de la temelie. Ne plângem de milă, ne dăm și la temelie și dacă totdeauna credem că străinul este dar mai bun decât... Noi vorbim cel mai urât despre exact. Noi în afara țării. Și cel mai bun exemplu este tot din seara aceasta, dacă îmi permiteți, că domnul Traian Băsescu a spus o chestie foarte interesantă, că va merge la comisie și va arăta ceea ce cele patru organizații ale judecătorilor au luat o atitudine. Păi de ce trebuie să mergem în altă parte? Noi aici nu suntem în stare să ne facem dreptate și să arătăm că noi putem să ne guvernăm. De ce domnul Iohannis n-a ieșit? Cum este domnul Traian Băsescu în spațiu public să vină să critique? În afară de a critica PSD, eu n-am auzit, nu fac chestii politice, dar să
pună punctul pe ei în calitate de șef al CSAT-ului, să-i cheme pe principalii oameni din CSAT, să vedem că rezultă ceva important pentru țară. Merge acolo, sunt decizii ale CSAT pe care nu le știm, așa zise, secrete, vedem că în urma deciziilor CSAT cresc decât bugetele la serviciile de informații, pe urmă ne întrebăm pentru de ce asta costă... Sunt vinovați toți premierii care au fost în funcție, că toți au dat bani până în că, culmea, sunt și vicepreședinții ai CSAT-ului. Vedem pe urmă că ajunge să coste un dosar penal un miliard sau nu știu câți bani pentru 2850 de euro. Mai ne punem întrebarea nimeni. 2830. Beneficii, costuri... Nu, nu contează. Nu majorați, a spus. Vorbim că sunt foarte multe probleme pe care noi nu vrem să le rezolvăm. Și mai avem și un talent, da? Domnul Iacob a spus pe la începutul emisiunii, cred, că merg oamenii ăștia care sunt în diferite funcții de demnitari pe la ambasade să ia lumină. Ministrul Justiției. Ministrul Justiției. Ce să caute acolo? Avem vreun ambasador al României, vreun ambasador al României în lume care merge să dea lumină la vreun stat din lumea 3? Domnul Maior, l-așteptăm probabil în viitorul nu prea îndepărtat să vină să dea cu subsemnatul. Tot așteptăm de atâția ani de zile și iată că nu mai vine. După incidentele de la Capitol, atât de frică le era americanilor să nu fie luați la întrebări de ambasadorul nostru. Deci aici trebuie să luptăm. Ne revedem după pauza de publicitate. Vii la Mega în felul tău și mereu găsești mega promoții. Zi de zi, între 1 și 3 februarie, ai lămâi ambalate la doar 1,99 lei și ton bucăți Rio Mare la doar 9,99 lei bucata. Mega Image. Emoția câștigului la Princess Casino. Când arsurile gastrice apar, Gaviscon îți sare în ajutor. Spune-mi, Alex, ce simți? Când stau întins, simt arsuri în capul pieptului. Durerea poate fi cauzată de refluxul acidului gastric din stomac. Gaviscon calmează rapid arsurile gastrice și împiedică refluxul, formând o barieră protectoare, chiar și când stai culcat. Gaviscon tratează simptomele refluxului gastroesofagian. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă simptomele nu se îmbunătățesc după 7 zile, consultați medicul. Somnul este mai liniștit cu Live & Bow, articole care respectă standardul global al textilelor organice. Săptămâna aceasta la Kaufland ai husă de pat de la 19,99 lei, lenjerie de pat la 69,99 lei și covor de la 24,99 lei. Kaufland. Ce vrei de la cel mai tare casino online? Vrei să joci? Vrei să câștigi? Vrei să-ți iei banii rapid? Vrei și tu? Vrei la Unibet? Unibet, de la jucători pentru jucători. Spălarea frecventă a mâinilor poate duce la o piele uscată și iritată. O puteți ajuta cu Cicatridina Unguent cu acid hialuronic, baza refacerii mai rapide a țesutului. Cicatridina Unguent, tratament adjuvant în procesele reparatorii în caz de iritație, roșeață și crăpături. Cicatridina Unguent, pentru o piele hidratată și protejată. Pune mâna pe chelie să-ți poarte noroc. MaxBet, casino online. Nu lăsa norocul să-ți scape printre degete. Virusul COVID-19 rămâne mai multe ore pe pâinea neambalată contaminată. Solicităm Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor să reglementeze ambalarea produselor de panificație. Acum ești liber să alegi. Ia-ți energie la preț mic, repede, cât ai zice Nova. Intră pe vreaulanova.ro și plătești mai puțin. Nova. Simplu, avantajos, totul online.
emoția câștigului la Princess Casino. Asta nu ți se va întâmpla niciodată, așa că oprește-te singur atunci când trebuie. Pariază responsabil. O campanie Fortuna. În familia noastră, să câștigi respectul celorlalți este o onoare, dar și o mare responsabilitate. Noi am obținut-o făcând lucrurile exact așa cum trebuie. Transavia vă prezintă Fragedo, făcut așa cum trebuie. Sunt mese cu prietenii, mese de la care nu vrem să plecăm și mese de la care trebuie să plecăm. Sunt mese joase și mese la nivel înalt, dar indiferent de masă, momentul e cel care contează. Président împarte momente cu cei dragi. La Altex, cumperi de unde vrei, online sau în magazine, returnezi oriunde, primești banii pe loc sau un produs la schimb. Te gândești și te răzgândești. Ia-ți acum televizor LED Smart Sony Bravia Ultra HD 4K, diagonala 123 cm, la 2199,9 lei și sistem audio High Power Sony cu sistem Mega Bass la 995,9 lei. Altex. Poți returna oriunde, fără costuri. Ce smecherifii când au lăsat ai mei la castel, cât ei sunt plecați în vacanță. Știi ce lipsește locului ăstuia? Gadgeturi! Turi! Turi! Dacă tu stai iarna acasă, fă-ți casa mult mai bengoasă cu gadgeturi de la Vlad Casino. Și unde sunt prizele? Durerile de stomac pot părea la fel, dar în realitate pot avea cauze diferite și au nevoie de soluții potrivite. Pentru arsuri sau dureri de stomac cauzate de hiperaciditate, ia Dicarbocalm. Dicarbocalm calmează rapid arsurile și durerile de stomac, neutralizând acidul gastric în exces. În plus, datorită combinației de ingrediente active, asigură un efect antiacid prelungit. Dicarbocalm. Gustă fiecare clipă fără arsuri gastrice. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Da, ne-am reîntors în platou, nu mai avem decât 9 minute, să știți, din această emisiune, dar pentru că a spus domnul Florea mai devreme, apropo de costurile unui dosar, foarte scurt vreau să punctez până când tragem concluziile, cât au costat, domnule Durgheu, interceptările din dosarul Ferma Băneasa la Brașov. Deci vreau să citez așa, 51.340 de minute, mandate de supraveghere tehnică ori 2,57 lei, în total 131.945 lei, 514 minute ori 2,57 lei, 1.322. După care avem așa, supraveghere operativă din 19.11.2015, valorificată în procesul verbal nu știu care, 24 de ore ori 314 lei ora, deci faceți socoteala, timp, deci pe zi, 7.536 de lei. Pe zi. Pe zi, atenție. Câte din 19 noiembrie până în 4 decembrie. Vă dați seama, deci pe zi 7.000... Câte minute au fost fructificate? Câte au fost trimise? 96 de ore pentru verificări, investigații și supravegheri operative. Truică, Remus, Matescu, Lucian, Claudiu, Marcovici, Marius Andrei, Dan Androni, Cătălin. 30.144, 75.555 reprezintă costul estimat al celorlalte investigații și verificări suplimentare. Deci dacă faceți socoteala numai pentru un singur dosar... Doamna Alexandrescu, știți ce e relevant? Știți câte mii... costuri, vă spun eu, deci 51.800 de minute au fost folosite 122 de minute. Deci din aproape 60.000 de minute au fost folosite 120... Da. Nu ca la pescuit, asta un singur dosar. Prinzi un pește. De un singur dosar. Domnule Iacob, concluziile. Apropo de asta, imediat, ajunge imediat, concluziile. Vă rog, domnule Iacob. Acolo corupția și anticorupția costă. Acum ce e exagerat și ce nu merită radiografiat. Pentru buna clarificare a tuturor. Nu, problema e alta. Când punem în balanță ce s-a cheltuit cu ce se recuperează, despre asta e vorba. Păi... asta nu înseamnă că nu trebuie să făcute dosare. Cetățenii plătesc că din banii lor sunt corect, aceste interceptări. Dar trebuie radiografiat. Banii ăștia trebuie să se întoarcă undeva, nu? Da.
Pentru buna ordine, domnul Helvic a avut o vizită în SUA și Serviciul Român de Informații în 13.04.2018 a dat un comunicat. Și iau doar din acest comunicat, vizita în SUA. Asta să înțeleagă mai multă lume bine despre ce e vorba, să înțeleagă și ministrii ai justiției bine despre ce e vorba, cei care propun anumite reveniri la lege. Da? Domnia sa s-a văzut cu serviciul, cu CIA-ul, faimosul CIA, și au discutat de că cele două servicii sunt partenere privind prevenirea, combaterea riscurilor și amenințărilor la adresa securității. Pe parcursul întâlnirii, oficialii americani au ținut să mulțumească cei de la CIA, SRI și întregii comunități de informații din România pentru modul în care se implică în combaterea acestor amenințări. La sediul FBI, reprezentanții Biroului Federal de Investigații au reiterat importanța continuării parteneriatului strategic dintre Serviciul Român de Informații și cel american. Oficialii FBI au apreciat colaborarea FBI-SRI pe componenta schimbului constant de informații, a luptei împotriva terorismului și a criminalității organizate transnaționale. Reprezentanții FBI au subliniat faptul că parteneriatul cu SRI are deja o tradiție foarte importantă și că acesta trebuie să continuă cu precădere în dosarele de infracțiuni cibernetice din ce în ce mai complexe. Directorul SRI a avut de asemenea întâlnire bilaterale cu reprezentanții din conducerea Homeland Security, instituția americană de securitate cu cea mai vastă arie de responsabilitate pe teritoriul SUA. Schimb de experiență. Și acum, turneul din SUA a continuat cu vizita oficială la Departamentul de Stat, unde discuțiile domnului Edward Helvic cu oficiale americane au vizat contextul global actual, parteneriatul strategic dintre România și SUA, amenințările, riscurile de securitate. Vizita în Statele Unite s-a încheiat cu întâlnirea directorului SRI cu membrii Comitetului Camerei Reprezentanților pentru controlul comunității americane de intelligence. În cadrul convorbirilor, oficialii au împărtășit experiența instituționale naționale în relația dintre servicii și societate, despre rolul extrem de important pe care parlamentele îl dețin în menținerea organizațiilor de intelligence în limitele democrației și în serviciu exclusiv al cetățenilor, dar și pentru asigurarea mecanismelor legislative și resurselor bugetare necesare îndeplinirii misiunilor în contextul de securitate națională. Aș vrea să vorbească și ceilalți invitați pe final, măcar cât un minut. Dar lege înainte de toate. Da, domnule Iacob, dar vreau să vă spun părerea mea, vorbărie goală de la SRI. Vă rog, domnule Durghe, un minut, concluzie. Cât se poate raporta la ce ați dat dumneavoastră, datele date de dumneavoastră și la ce spunea domnul Iacob? Din ceea ce ați citit dumneavoastră, nu se poate analiza ce este corect, ce nu este corect, ce este legal, ce nu este legal, deoarece este cât se poate de evident că pentru o urmărire penală absolut precară... Vă referiți la cifrele pe care le-am citit pe care le-ați citit. Vorbim de acele sume pentru 60 de minute de interceptări. Din 60 de minute au fost folosite... au încercat să fie fructificate 120. Ce arată aceasta? Arată un raport injust de forțe, arată o forță, o presiune fantastică a acuzării cu speranța de a obține o condamnare, condamnări, de a pune presiune pe judecători și atenție! Ce spune 120 de minute raportarea 160 de mii? La 60 de mii? Faptul că au fost decupate. Doar asta nu avem de unde să știm. Păi, asta doar dacă aduceți proba să demonstrăm că așa s-a întâmplat. Da, s-au demonstrat de-a lungul timpului. Le aduceți săptămâna viitoare când o să facem despre abuzurile din marile dosare. Domnule Negulescu, un minut foarte scurt, o concluzie. Doamna Alexandrescu, eu cred în continuare că procurorii au nevoie, nu neapărat pe protocoale, pentru că oricum există acea ordonanță de urgență a Guvernului României, care este în vigoare, cred că și acum, de care vorbea domnul președinte de guvern, Băsescu, da? Eu cred că, în continuare, în ceea ce privește lupta anticorupție, procurorii au nevoie de informații din zona inteligență. Asta este părerea mea. Că nu sunt protocoale, că sunt altfel, dar de informații au nevoie ca să le facă parchetul. O concluzie? Scurtă, România nu se va face bine decât în momentul în care o să avem un parlament eficient, în care o comisie de control serios va face cu adevărat dacă rolul. Sunt puși tot aia care colaborează. Și în al doilea rând, eu nu cred că acea hotărâre de guvern poate să bată o lege.
Corect. Aceeași observație am avut-o și eu. Dan Ionescu. Eu sper să ajung să trăiesc în țara în care cetățean... Cu protocoale sau fără protocoale? Indiferent, cu lege respectată de la cetățean până la cea mai de sus instituție de forță și să răspundă egal, atât timp cât cetățeanul plătește amendă sau face închisoare pentru o greșeală, și ăla din fruntea instituției de forță să pățească același lucru dacă a greșit. Adică atunci cred că va fi o țară normală, cum e în alte părți. Când mai am văzut în filme nu? Că iau pe judecători din America care au de acasă poliția. Nu, dacă i-a prins făcând ceva. Deci, sau... Domnule Iacob, mai aveți un minut dumneavoastră, pentru că aș citi comunicatul SRI-ului, ați primit un premiu. Eu am... Da, faceți rezumată. Vreau să spun că comunicatul acesta al SRI-ului se încheie cu această vizită, exact ce spunea colegul meu, la Parlament. Problema noastră este că noi nu avem Parlament, nu avem comisii parlamentare care să aibă puterea și forța celor din Statele Unite. Noi ne luăm model de la parteneriatul strategic, pe aici, pe acolo, dar nu prin părțile esențiale. Parlament, avem comisie, avem, nu avem parlamentarii care să aibă forța să facă acest lucru. Nu mai avem nici respectul față de această instituție. Rolul acestei instituții e diminuat în societate. Dar ne întoarcem la oameni, domnule Iacob. Aici e vorba despre oameni, pentru că sunt oameni care sunt gestionați de anumite găști, nu generalizez, sunt nenumărate exemple care au apărut în spațiu public. Că nu sunt gestionați de lege. Nu pune presiune. Pe rând. Și partidele trimit pe punct pe liste și trimit în Parlament oameni care nu au neapărat o calitate. Dar sunt votați de oameni. Și oamenii ăștia nu pun presiune pe punct. Pentru că oamenii nu știu adevărul. Sunt induși în eroare oamenii. Pentru că, exact asta vreau să spun și eu, lipsa de respect a populației față de clasa politică este efectiv generată de lipsa de profesionalism, de lipsa de verticalitate. De lipsa de respect a partidelor față de cetățenii. Emisiunea a ajuns la final în această seară, domnule Dan Ionescu. Emisiunea a ajuns la final în această seară. Noi ne revedem mâine de la ora 18 cu o ediție despre cum a fost vândut pe nimic Sidex Galați și ce se întâmplă astăzi cu Sidex Galați. O să vedeți povestea, pentru că ajungem în zilele noastre. 22 de tone de tablă, la cine au ajuns? Ia să vedeți. Mâine ne revedem de la ora 18. Le mulțumesc invitațiilor mei. Iată ce v-am pregătit pentru mâine. Seară bună! Întins pe 1600 de hectare, Sidex Galați producea în anii 70 70% din producția națională de oțel și exporta pe tot globul. În 1989, unul din șase gălățeni lucra la combinatul din Galați. 77 de milioane de dolari ar fi trebuit să ia în 2001 statul român pentru cel mai mare combinat siderurgic construit vreodată în România, adică 10% din fierul vechi pe care îl ascundea colosul industrial. În fapt, oficialii de la București nu au primit nimic. Mai mult, au șters datorii de peste $1 miliard. 1400 de firme căpușă se îmbogățeau de pe urma combinatului în perioada 2000-2001. Tabla era vândută de conducerea combinatului la prețuri mai mici decât costul de producție. Cele mai păguboase afaceri au fost derulate de combinat în perioada 1997-2000 cu firma Sidex Internațional. Ce șmecherii s-au aflat în spatele căpușării și distrugerii combinatului, aflați doar la culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, de la ora 18. Pune mâna pe chelie să-ți poarte noroc. MaxBet, casino online. Nu lăsa norocul să-ți scape printre degete. Bine ai venit în Poiana Ciucaș. Aici, natura te întâmpină cu darurile ei și îți oferă, ca prin magie, un moment de relaxare. Ciucaș. Natura doar îți dăruiește. Ford Puma, primul hibrid produs în România. Acum la 15.250 de euro TVA inclus prin programul Rabla. Asta nu ți se va întâmpla niciodată, așa că oprește-te singur atunci când trebuie. Pariază responsabil. O campanie Fortuna.
Fii cu ochii pe ofertele noastre! Luna aceasta la Catena, picăturile pentru ochi Vizic costă doar 24 de lei. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Farmacia inimii Catena. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție prospectul. Adaugă în trusa medicală de acasă un pulsoximetru. Măsoară saturația oxigenului în sânge simplu și eficient. Acum la numai 59,99 de lei împreună cu revista Sănătatea de azi la toate punctele de difuzare a presei. Când ceva e bine făcut, nu are nevoie de prea mult bla-bla. Așa cum e brânza Campina, făcută doar din lapte gustos și cam atât. Iar în timpul rămas, lăsăm să vorbească natura, ingredientul nostru preferat. Campina. 100% bunătatea brânzei, 0% bla-bla. Prea multă muncă, stres, mă resimțeam. Și medicul mi-a recomandat să-mi fac o ecografie. S-a dovedit că ficatul meu are nevoie de tratament. Noul esențiale Max cu doză mare de substanță activă într-o singură capsulă. Are efect triplu. Repară, regenerează și protejează celulele ficatului. Esențiale Max. Grijă maximă pentru ficatul meu. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Vehiculele comerciale Ford, pilonul afacerii tale. Acum ai rată lunară de la 165 euro fără TVA, 0% dobândă, garanție complexă 4 ani și pachet service. Hora ne unește pe noi, românii, dar și mai mult ne unește grija pentru cei din jur. Așa că anul acesta vom sărbători de la distanță, cu un vin demi-dulce și foarte aromat. Hora Murfatlar, vinul care unește românii. Canalul cu 6 ochi aduce noroc. MaxBet, casino online. Nu lăsa norocul să-ți scape printre degete. Acum făceam o comandă. Ok, pa. Tocmai am aflat că la Speed Taxi poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda telefonică și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți face comanda. A, și încă ceva. Acum și în toată țara prin partenerii autorizați. Vârsta îți afectează creșterea părului care se subțiază și începe să cadă. Plantur 39 te ajută. Complexul unic cu fitocafeină activează rădăcinile părului încă din timpul spălării. Rezultatul, un păr frumos și puternic. Plantur 39, terapia cu cafeină pentru părul tău. Disponibil și sub formă de fitocafein tonic, tratament fără clătire. Noul Ford Kuga, acum la 16.000 euro fără TVA și 7 ani garanție complexă prin programul Rabla de la Ford. Ce vrei de la cel mai tare casino online? Vrei să joci? Vrei să câștigi? Vrei să-ți iei banii rapid? Vrei la Unibet? Unibet, de la jucători pentru jucători! Ce-ar fi dacă? Dacă Movie Nights ar ține și acum în fiecare weekend? Dacă te-ai vedea în continuare cu prietenii la bere. Dacă v-ați face propriul festival. Oriunde ai fi, trăiește așa cum simți. Bex, unlock yourself. Ce-i smecherific când au lăsat ai mei la castel cât ei sunt plecați în vacanță. Știi ce lipsește locului ăstuia? Gadgeturi! Turi! Turi! Dacă tu stai iarna acasă, fă-ți casa mult mai bengoasă! Cu gadgeturi de la Vlad Casino! Și unde sunt prizele?
Bună seara, bine v-am regăsit. Sunt Marinela Mititelu. Doamnelor, domnilor, este protest chiar acum în fața Ministerului Sănătății. Sunt zeci de oameni care s-au strâns inițial în piața universității, după care au plecat în fața ministerului. Sunt revoltați de tragedia produsă la Balș. Numărul victimelor a urcat astăzi la 7, după ce încă o pacientă, o femeie de 67 de ani, a decedat azi. Pe parcursul zilei, mai multe cadre medicale au fost audiate. Până acum nimeni nu-i vinovat, nici nu se știe măcar de la ce a pornit incendiul. În loc de măsuri, Ministerul Sănătății a venit cu un raport privind starea spitalelor noastre la 2 luni de la primul incendiu, cel de la spitalul din Piatra Neamț, incendiu în care 10 pacienți și-au pierdut viața. E bine, potrivit acestui raport, avem spitale care nu au nici măcar un banal extintor. Situația este de-a dreptul dezastruoasă în spitalele noastre. Iată imagini în direct, spuneam, din fața Ministerului Sănătății. Zeci de oameni strânși acolo protestează. Haideți să mergem chiar acum să vedem...